Bună seara și bine v-am regăsit! Suntem alături de Cristian Vasile la el în studio, alături de Dominic, care ne va fi model, și o să vorbim despre... De fapt, o să lăsăm pe Igu să vă spune despre ce o să vorbim. O să vorbim despre fotografie și despre lumină și despre modificator și despre zi-tul. Gata? Asta a fost introducerea ta? Da, asta a fost introducerea mea azi. Okay. La care cameră mă uit? La tine? La care vrei tu. Stai așa, se vadă și Dominic. Salut! Cristian Vasile, după cum a prezentat și George, Dominic aici în stânga mea. Începem direct workshop-ul de fotografie, de studio, lumină artificială de data asta, adică blitzuri și nu numai blitzuri. Doar că ce n-am precizat pe nicăieri este că este un workshop un pic mai experimental. Adică Dominic s-a machiat, arată superb. O să mă înjure un pic pentru că nu o să vadă machiajul atât de mișto în toate cadrele. O să fie foarte multe siluete și tot felul de lumini mai ciudate. Dacă ați venit pentru clasicele scheme de lumini, cu una aici, una aici, una pe fundal, nu cred că facem genul ăla de fotografie astăzi. Nu că aș avea ceva împotrivă cu genul ăla, pentru că îl practic și eu. Doar că am pregătit vreo, dacă ne ajunge timpul, vreo 6 cadre total diferite. Și începem, cred că putem să începem deja cu primul cadru, nu? Încă ceva. George va fi asistentul meu pe partea de întrebări. În sensul că voi puteți să puneți întrebări nu doar la final, chiar e de preferat în timp ce eu fac poze. Teoretic, din câte știu, nu? Se vor vedea pozele în timp real, da, wireless, da, da. Le transfer așa. Și puteți să mă întrerupeți oricând, să mă întrebați prin George. Puteți să-mi spuneți mie să-l întrerup oricând. Exact. Îmi face plăcere, de fapt. Gata, începem pentru că e târziu și vrem să ne încadrăm, să ajungem și noi la... nu, stai că am semnat chestia de adeverință. Bun, Dominic, ești gata? George? Ca de obicei. Și gata? Începem. Bine, hai să-mi iau și aparatul. Hai să vă explic ce facem aici, într-o primă fază. Cred că trebuie să-ți arăt. Avem un imens softbox aici, dar nu-i nevoie neapărat de el. Încă o lumină aici. Încă una spre fundal, care dă, se lovește aici și creează un fel de blend, să zic. După cum vedeți, n-au niciun modificator pe ele. Sunt niște elinchrome. Goale. Astea două, cel puțin. Hai să vă zic și de ce arată așa. Pentru că, Dominic, nu te speria, o să începem cu un cearșaf. Cearșaf sau cearșaf? Tu cum zici? Cearșaf, nu? Ca orice om normal la cap. Așa. Este nou-nouț, e cumpărat, e curat, da? Punem una. Așa, ce o să facem? Voi nu o să vedeți foarte clar, decât dacă poate intri odată cu mine aici. Tocmai că am opus colegiul ăștia tehnic. O cameră sus? Ce? Dar stai că eu mă bag aici sub. Dă-mi și mie o camera. Așa. Și acum să devin asistentul tău, nu? Exact. Ce? Asistentul nu. Am zis asistentul. Bun. Da, ai dreptate. Mai trebuie o mână. Dominic, ne vedem. Cred aici. Că trebuie să intre și Alin cumva. Da, la un moment dat. Îl chem eu când termin eu aici setup-ul. Dă-o mai pe spate că uite. Așa. Mai, că fuge. Dă-i, mai trage. Cine ține de... Eu. Nu mai ține de el, dă-i drum. Așa, gata, asta e. Hai să încercăm de aici. Bun. Așa, arată foarte ok. Așa. Stai. Au, mult prea ars. Cineva a umblat la ISO. Da, eu. Știu eu cine, exact. Bun. Oh, în continuare, e un ISO foarte... și F-ul. Cine mi-a umblat și la... Mai, Georgica. Am început live-ul și nu avem aici setările care trebuie, ia să vedem. Hai că ne apropiem. Trebuie să mai modific ceva. Mai creștem un pic. Asta ar trebui să fie, cred că ajuns. Ia să vedem. Aha. Hai că-mi place. Știi ce? Vrei să vezi și tu ce fac aici? Ia. Face clarul pe ochiul tău? Se vede ceva? E bine, nu? E foarte bine. Da, dar eu nu văd nimic. Merg pe încredere. Ia. Bun. Stai așa, că iese pe aici, trebuie să mai fie așa. Ok, și spre mine? Și cum făceam, cum ți-am zis, cu mâinile așa, știi? Dar mult mai apropiat de mine. Dă-i, așa, și întinde-le la maxim. Hop, stai, scuze. Cred că asta e. Bun, gata, eu zic că am terminat aici ca să mergem la următoarea. Uite,
Oana ne întreabă ce obiectiv folosești. Un 15-35 RF, adică gama asta nouă pentru mirrorless-uri. Ești ok? Hai că n-a fost chiar așa complicat. Uite și ultima fotografie. Astea urmează să le prelucrăm astfel încât să nu se vadă atât de mult faldurile. O fac probabil la negru. Cum se pare? Așa, rapid, țac, pac. Sunt niște idei, un pic altfel. Bun, hai să mergem mai departe. Mi-am și notat ca să ne încadrăm repede, să ne încadrăm bine în timp, că la ultimul workshop am depășit un pic. Fii atentă! Special pentru acest workshop am cumpărat o placă de, cred că se zice policarbonat, George, cred că tu știi chestiile astea. Plastic texturat semi-transparent. Așa. Ia, ziceai că vrei să mă asiști? Eu n-am destule mâini. Da. Ținește, te rog, asta așa. Cineva te întreabă de ce tragi la F11. Am tras acum la F11 ca să nu mai ies de acolo, să dau luminile mai încet, pentru că le-am dat, cred că, mult prea tare de data asta. Ia să vedem. Puteam să trag la orice... Cred că mai degrabă facem. Stai, lasă că știu eu ce am de făcut. Asta vine, uite, așa. Îl dau mai jos, stai un pic, așa. Și deja... Cu ce față vrei? Dă-mi voi. Că de aici... Așa. Bun, acum sper să și reziste ca la testele de mai devreme. Dăm voie. Bun. Ia, dăm voie. Să fie mai, uite, mai drept un pic. Așa, acum. Stai un pic. Și avem așa. Facem varianta asta cu gridul de la Elinchrom, ăsta mic de 60 de centimetri. Ești de acord? Da? Ok. Păi poți să te uiți că încă nu facem poza. Îl pun peste ăsta. Deci este un mic softbox de 60 de centimetri cu grid pe el, ca să nu se ducă pe fundal prea mult. Așa, stai un pic. Vreau să... Mi-am făcut și niște mici notițe să nu ne bâlbâim foarte tare. Stai așa, că aici este varianta cu... cu silueta. Hai să vedem ce iese. Da, o să-l dau eu un pic mai jos. Bun, stai așa, că aici cred că trebuie să-l dau pe ăsta la maxim. Și cred că trebuie să-l pun și un pic mai în față. Te ajut? Nu cred. Ia, stai să îți zic eu dacă e nevoie. Aici undeva. Nu e nevoie să pun asta cu grid de data asta. Mergi tu, te rog, un pic mai în față. Dar las așa. Ok, hai să-l dau la maxim. Cred că așa este. Să le închid pe celelalte, că altfel o să avem probleme. Așa. Să închid și pe asta. Uip. Unde mi-a aparat? Aici. Hai să vedem. Uite, o să fie în 6.3 acum. F6.3. Mi-am notat bine aici, da? Pom, pom, 6.3, grid, perete, bam, bam, ISO 100, 1x200. Astea ar trebui să fie setările. Bun, acum, fii atentă. Uite, o să fac eu mai întâi ca să vezi ce vreau să fac. Stai tu pe partea fotografului, te rog, ia și aparatul. Mersi. Așa, fii atentă. Mă vezi cât de cât, nu? Uite-te un pic la ce vreau să fac acum. Aș vrea mâinile, vezi, degetele, vârfurile lor, practic să atingă plasticul. Ok? Așa, și o să fie ceva în genul ăsta, ca poziție. Ok? Iar nasul... Da, vezi cum e mâna mea, nu este așa, este mai cam așa. Ok? Iar fața s-ar putea să atingă efectiv cu nasul aici, știi? Adică aici, pe partea asta, și să stai cumva dreapt. Anca te întreabă, sunt doar trei surse de lumină în schemă sau doar cele două cu softbox? Inițial au fost, la primul cadru au fost trei, într-adevăr, acum este o singură sursă, asta. Nici nu are nevoie de grid, dar lasă acolo că nu ne deranjează. Asta mare e scoasă, de altfel pot să o scot de aici din schemă de tot, ca să nu ne mai încurce. Dar nu știu dacă vă ajută sau vă încurcă pe domnii de la cameră, dar o să o folosesc mai încolo.
Mersi! Așa, hai să vedem ce... Sper să iasă din prima. Camera asta putem să o mutăm, vă rog? Că aici vreau să stau eu. Așa, dai. Uite ce fain arată deja. Dar sunt asistentul tău. Ia, cum făceai? Nu știu ce făceai. Mai fă o dată ce făceai. Eu? Da? Ia, stai un pic. Trebuie să o facem și... Ia, uite, la asta nu m-am gândit. Arată foarte bine. Bun, hai să facem ce ți-am spus eu și ulterior o să facem uite și varianta... Uite și rezultatul a ceea ce ai făcut. Cum? Hai să o încadrez... A, știi ce? Cred că o să schimb obiectivul, dar... Te rog, spune-mi ce obiectiv mâinile, să-ți aduc. Să le atingi, mai așa ceva, știi? 85-50? Adică nu așa, mai adunate un pic. Așa. Nu, deocamdată cred că rămân cu asta. Stai că văd acum. Nu, cred că e ok. Așa, să nu îți vină să crezi, dar îi vede ochiul cumva prin... Uite, Florin întreabă, salut Igu, în studio lucrezi doar cu blitzuri sau alternezi și cu lumină continuă în anumite scenarii? Pe care dintre cele două preferi? De obicei cu blitzuri, Dominic, ia, te rog, o secundă pauză să-i răspund. De obicei cu blitzuri, dar o să vezi inclusiv aici, o să folosesc mai la final, cred, o altfel de lumină continuă. O să vezi, e o surpriză. De obicei, lumină naturală, dacă e ziua și e frumos, ca dita mai ferestrele astea, dar astăzi, ia, hai să mai încercăm. Bun, ok. Ia, stai așa, te rog. O să aduci cumva, nu-mi dau seama că e posibil fizic. Așa? Ceva în genul ăsta, da, mersi. Ia, și un pic... Asta, un pic mai în interior, ca să nu fie aici la fel de margine. Mai, trage-o mai spre tine. Așa, exact, mersi. Bun. Uite, trebuie să facem exact varianta asta, dar cu... Ok. Bun. Gata. Rămâi, te rog, acolo. Că mi-a venit o idee pe care n-am făcut-o la teste. Dar să vedem cum o facem să arate la fel de bine. Știi cum? Renunțăm puțin la blitzuri? Și facem tot cu lumină artificială, dar sunt becurile de sus. Uite de ce, hai să-ți arăt ție. Ia, mai stai, te rog, puțin așa, Dominic, cum să te-ai? Uite ce mișto arată așa. Vezi? Ok, corect. Să nu mai dai deloc cu blitz. Ca să nu mai dau cu blitzurile. Și vrei să pornim eventual? Nu, fac așa, rapid. Ah, ok. Uite, s-a rezolvat de la sine. Exact, uite, dau în prioritate. De, bun, crește ISO-ul, supraexpunem un pic. Te mișca. Gata. Uite ce fain arată. Ăsta white balance-ul e un pic dat peste cap. Mai încerci tu niște poziții? Tot așa, cât mai grafice cumva, să se vadă un... Exact. Arată bine. Stai așa. Alexandru Renache întreabă, camera este un R5, dar Igu are și un R. Stai, mai stai cu nasul lipit de ea și un pic mai jos nasul. Acolo, mersi. Da, trag și cu un R și cu un R5, dar cel mai des cu... ce bine arată. Cu R5 în ultima vreme, evident. Stai, că vreau să-ți arăt imediat ce am făcut. Pe ce pui cel mai mult accent atunci când realizezi un portret? Ce fain arată, fii atent. Cred că o vezi acolo. Ce? O vede acolo. Păi da, dar știi ce nu vede? Nu vede... Pixel ești aia dubios. Da, nu văd textura atât de acolo. Foarte fain arată. Iar alb negru o să și fie. Și de ce super. Tragi acum în prioritate diafragmă și nu tragi manual? Că sincer, m-am mișc mult mai repede în prioritate de diafragmă. Așa gândește creierul meu. Uite ce fain se vede. Acum filmează asta? Da. Iar rămâi așa. Wow. Să nu te mișc, vreau să fac mai multe aici. Francis Cismar spune, poate dacă ar sta un pic mai în spate de plexiglas. Hai să stai un pic mai în spate de plexiglas ca să se vadă cât de nu se vede. Eu deja nu prea te mai văd, să știi. Uite, a fost o idee interesantă. Vină doar cu mâinile cumva întinse. Okay. Pune mai aici una, așa. Și lipește-le, așa. Hai să vedem ce... Da, mi-aduce aminte de un film. De Blade Runner 2049. Așa, acum, dacă tot o facem pe asta, așa,
Vino altfel, fii atentă. Hai să... Cine a zis? Felix? Nu, Francis Chismar. Francis. Ia, dă-mi voi puțin, te rog. Vreau să apar și... Nu ar fi mai bun auto white balance acum, te întreabă Mircea. Ba da. Dar fiind raw în Lightroom, în Photoshop, o să fie banal de reglat. Uite-te un pic, da? Tu stăteai așa. Hai să încercăm de data asta așa. Ok. Wow. Stai că asta merge simetric. Se pune ca lumină artificială ce facem aici? Nu-s chiar blitzuri, artificială, dar... continuă, vrei să spui. Continuă, nu contează. Că lumină nu prea mai avem acum la cei afară. Păi nu, e artificială oricum. Gata, mersi mult. Trecem la următoarea, că cealaltă cred că va dura un pic mai mult. Bun, următoarea pe care am pregătit-o este o foaie de plexiglas transparent. O dăm jos pe asta? Da, o să... Renunț eu la ea. Mie. Stai așa. O pui tu, te rog, acolo, da. De unde am luat-o? Da, mersi. Iar asta... Uite, au rămas, s-au uscat stropii de mai devreme. Și arată un picuț. S-ar putea să arate mai bine. Dă mai jos? Da, te rog. Nu mult. Atât. Mersi. Auzi, mă, nu mai schimb și obiectivul. Păi, eu ca un asistent de rigoare ce sunt, am adus 50-85. Dă-mi, te rog, 85 pentru că o să meargă perfect la ce vreau să fac aici. Dacă vreau să vorbesc, către care camera e de preferat? Către care vrei tu. Către tine. Uite ce am aici. Am un pulverizator din ăsta. Eu zic să te dai un pic de acolo, că nu-i nevoie în prima fază să nu te strope, să nu de alta. Așa, am creat aici. E prima dată când folosesc chestii de genul ăsta. Sper să fac ce trebuie aici. Așa, și pe urmă apăs pe nebunia asta și o să-i dau niște vapori de apă, mai mult decât vapori, niște stropi de apă pe acest plexi și pe urmă o pozez pe ea prin. Dar, cred că trebuie să pun lumina mai întâi. Cum făcusem eu lumina pentru asta, cine mai știe. Gata, cred că am, era asta aici, pac, sper. Din lateral și în fața plexiului, citez. Scrie acolo? Da. Bun, din lateral și în față. Ah, mersi. Da, am făcut notițele alea ca să nu stăm nu știu cât timp pe setup. Asta poți să-l scoți. Uite, scoate-l de aici, te rog. Ești ok? Baterie? Da, are. Trebuie să-l și pornesc. Uite de ce sunt migile astea de tenis băgate aici. Da, asta este o... un cum să nu-ți scoți ochii foarte bun cu mingile de tenis. Așa. Și cum să cumpărați, uite, sistem-uri... mai scumpe. Nu să te zgârcești ca mine când am cumpărat pe primul. Am luat pe cel mai cineva ieftic. Spune, în costum de baie și niște fum și o simulare de cabină de duș. Ok, fair enough. Da, cineva are imaginație bogată. Ar fi interesant și cu lumină colorată. Nu sunt genul cu lumină colorată. Mi se pare că o dai ușor repede în chicios. Dar... hai să vedem ce este aici. Zi-mi și mie cât aveam... Mircea, care este, astăzi este la ora de hater, spune, ne-am plictisit de 50-85 cel. Vrem să vedem fotografii la fel de bune și cu alte obiective mai ieftine. Zi-mi cu ce vrei, că de parcă le-aș avea aici pe toate. Păi, din ce avem aici, cred că... Așa? 24-105 F4L versiunea 1. Și dacă știam, îl rugam pe Mircea să aducă... 16-35, 24-70L. Bun. 70-200. Hai că vedem. E irelevant cu ce tragem, sincer. Poți să trag cu absolut orice obiectiv. Îmi pare rău că am adus 50-ul cu 8RF. Poți să trag cu absolut orice obiectiv acum, pentru ce facem aici. Așa, hai să explicăm oamenilor ce avem. Avem acest mini softbox dat la 3,3, în caz că interesează pe cineva, și ăsta mare la 6.0. De ce le-am ales pe astea? Pentru că sunt deja pe lângă mine. Pot să fac chestia asta cu orice alt modificator de genul ăsta. Aparatul. Băi, dar vă rog. Pot să jur că cineva vrea aparatul ăsta. Mersi. Dominic. Încă nu, dar vreau să văd dacă e... 24-105 și Prime Urnonel, zice Mircea. Vrei să-ți dau 24-105? Nu. Nu pentru cazul ăsta. Pentru fix cadrul ăsta. O să facem o mică probă cu 263, cred că asta este, fără stropi. Și să dau și, stai un pic, să pun și declanșatorul. Deja arată bine. Auzi, monitorul ăsta mi apare în ecran. Hai să vedem. Se reflectă?
Stai o secundă că îl drag. Gata. Nu, 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 nu se mai vede. S-a rezolvat. Nu, nu, nu se vede oricum. Îl văd eu când fac clarul, dar urmă dispare când declanșez. Ia stai așa. Facem strict o probă de lumină. Așa, uite. Acum vin stropii. Ok? Ești pregătită? Apropo de chestia asta, că ziceau de obicei non-L, mâine, așa? Hai să dăm chestia asta. Mâine avem un workshop tot la Igun Studio cu Dana. Dana Tudoran. Iar Dana trage cu prime-urile non-L pe RF, respectiv cu 35, 50 și 85 non-L și cu R6. Și, trebuie să ne mișcăm repede la asta. Să vedem dacă iese ce trebuie. Cred că o să vreau să curgă niște strop din ăștia, o să-i mai dau eu cu niște apă. Ce mă întrebă, ce părere e 24-72 pentru portret? 24-70 pentru portret? Da. Sincer, prefer 85 ca focală, ca distanță focală, dă-mi și spray-ul. Dar poți să faci, depinde ce fel de portret. Uite, am tras o grămadă de, din ce vezi pe site la mine. Unele sunt făcute cu 24. Aș fi tras chiar cu 16. Mircea ridică și tacheta la 24-105 STM RF, versiunea mai ieftină. Da, 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 da. Auzi, dar știi că poți să-mi spui mie să fac asta. Da, dar îmi place. Prea multă lumină, cred. Trebuie să stropesc eu? Stai că n-a dat o lumină și arată... Stai așa, stai așa, stai așa, dă-te un pic. Prea multă lumină de aici. Și de aici, Dominic, n-am te rog o secundă să, pentru că astea trebuie să fie mai în spate, cred. Ia, hai să încercăm acum. Nu, nu, George, încă nu. Stai că am ratat când a zâmbit Dominic. Păi n-ar bine dacă vreți să stropesc cu niște apă în ochi, că sigur o să zâmbească. Stai că mă văd eu acum. Te vezi? Stai așa, stai așa, stai așa, că am dat prea mult. Așa. Ești gata? George? Totdeauna. Să vedem dacă e ce trebuie aici. Asta nu trebuie să stea în direcția asta, trebuie să stea mai încolo. Stai să mai fac un test. Bun, acum e momentul tău. Hai de glorie. Ce dacă faci? Păi să mai știm în comentariile, nu? Gata? Da. Dă-i. Hop, fugi! Bun. Pentru Canon 2000D, care este cea mai bună aparatură când vine vorba de portrete? Canon ce? 2000D, crop, pe scurt. Așa, care este ce? Care este cel mai bun obiectiv pentru portrete? Cred că îmi zici tu aici 50... Probabil 50, că 50 cu un 8. 8. Hai că am sorbit-o pe săraca Dominic. Ca să ne păstrăm... Stricăm tot... Bun. Ia, pauză o secundă să dau un fundal negru. Te-ai stropit? Puțin. Deci, ce a zis? Pe 2000... Pentru 2000D, care 2000D. Este cea mai bună aparatură... scuze-mă, apertură, când vine vorba de portret, obiectiv 18-55, n-am fost atent, scuze. Cea mai deschisă. Da, depinde ce vrei. Dacă vrei să ai un bokeh, un fundal blurat, da, într-adevăr, cât 55 mai deschisă. 55 mm, cât mai aproape de subiect, cât mai deschisă diafragma. Fundalul cât mai îndepărtat, dar dacă vrei să vadă totuși fundalul, câteodată vrei să se vadă. Atunci deschizi diafragma, faci ca număr mai mare. Ia, stai să văd eu ce văd aici. E mai interesant pe negru. Poți să faci exact la fel, dar în oglindă, adică să te uiți încolo? Trebuie să o întoarcem în oglindă. O să o întorc în oglindă. Întorci și softbox-ul în oglindă? Bun. Ok. Cum stăm cu întrebările și cu timpul? Cu timpul stăm bine, cu întrebările stăm și mai bine am răspuns la toate. Sper că n-am ratat niciuna. Stai să mai... așa, stai că-mi place. Nu, n-am ratat niciuna. Stai așa. Ce bine se vede pe monitorul ăla. E lume? 145 de oameni se uită la tine în momentul ăsta. Și la Dominic.
Întrebare este, și la 4000 de bun 50 de milimetri? 50 de milimetri este sincer bun pentru orice crop, în esență. Stai, vreau mai mic. Cum? Scuze? Cineva întreabă... Foarte tehnice întrebări. Scuze-mă, și la aparat 4000 de este bun 50 de milimetri? Știu că nu sunt diferențe între 4000 de și 2000 de. În fine, sunt diferențe între 4000 de și 2000 de, dar exact pentru aplicația asta... Da, e bun 50 de milimetri. Uite o întrebare la care să răspunzi tu. Face un pic de umbră, da. O să aduci un pic mai jos, undeva mai zi. Pentru portrete m-ai indicat un zoom sau un obiectiv fix? Ah, aceeași întrebare tot timpul. Bine. Eu folosesc de obicei fixe, dar dacă n-am fixe, folosesc zoomuri. Adică depinde ce faci. În studio e bun și zoom. Ce să zic, e complicat. Ambele sunt foarte bune. Te miști mai puțin, nu știu, dar depinde ce fotografiezi. Am fotografiat la un moment dat, era o puștaică pe care am suit-o pe un malder de scaune și am făcut cu 24, după care m-am apropiat, i-am făcut cu 70 și tot așa. Bine, m-am apropiat din el mai degrabă, din zoom. Uite. Prefer fixele în general. Sau cum o fi la 28-70, am zis că e mișto. Asta este un fel de subtle hint, nu? Este așa. Bun. Gabriel Purcărea, pe care și salut cu ocazia asta, mă întreabă ce număr de telefon are Dominic. Băi, Gabi, nu e nicio problemă, dar trebuie să-l cer tu personal și vedem după aia dacă te organizezi. Gata și asta, fii atent că ne mișcăm mult prea rapid. Mai avem două întrebări, uite. Este ok pentru RP50RF? Hai să spun asta. RF? Da, RF-ul ăla mic, iPhone 8. Stai un pic, cât e unul și cât e altul? Că... RP-ul este tot full frame. Nu, ca preț. Sunt curios dacă nu cumva obiectivul e de doar obiectivul mai scurt decât body. Obiectivul este 1000 de lei, 50 de milimetri f1.8. A1.8? Da, RF f1.8. Mă gândeam la 1.2. Iar aparatul este 5000. Sincer, dacă aș fi mai la început, exact combinația asta aș face-o pentru portret. Ca deci RP-ul, divers, full frame și 50.1. Obiectivul lui Igu workhorse, să zicem. E 50.1.2. Da, ăsta e... Deci... Asta este cel cu care trag cel mai des și când am ocazia cu 85-1-2. Am ocazia astăzi. Așa, mai zi-mi. Poți să folosești filtrul ce polarizare circulară la portrete? Dacă poți? Da, bine, poți. Da, l-ai folosit sau reformulez? Stai să mă gândesc de ce. Cu blitzuri sau ce? Care idee? Nu știu, nu văd de ce l-aș folosi. Exact, asta este întrebarea. Filtrul CPL poate folosi la portrete? Poate știe respectivul ceva și nu respectiva, știu eu. Ana, dacă respectiva. Poți să ne spui, nu e problemă. Bun, hai să trecem mai departe. Cred că schimbăm foarte multe. Gata, trecem la altfel de lumină. Am zis că e cu lumină artificială, dar nu doar blitzuri. Stai să iau dușul de aici. Uite ce facem aici în studio. Sistendul ăsta mai trebuie? Sistendul ăla te rog să dispară dacă vrei și dacă îl și ridici să nu dea cineva cu capul în el în următoarea secundă aici. Bun. Acum nu mai avem niciun blitz în schemă. Ia, dăm voi, te rog. Asta o să revină. Ce o să folosim acum? Am rugat aici la Node Maker Space, unde am eu studioul. Am rugat pe un prieten să-mi facă o chestie pe care o folosesc, cred că în premieră, sper să fie și ce trebuie. Ce facem, Dominic, acolo? Uite cine vine din zona de film. Ia. Francis și Smart spune, mai bine un Black Promise. Gata, mersi mult. Stai că nu vreau să... Stai așa. Uite, ce părere ai despre 70-200F2 pentru portret? 70-200F2.8 pentru portret? Pe o mare parte din timp... La început, cumva, asta a fost combinația pentru mine, mai ales la evenimente. Făceam de la depărtare până am ajuns încet, încet să mă calmez cumva cu toată emoția asta, cu pozat, știi, pozam oamenii de la, cu 200-le. Arătau bine, dar nu aveam nicio relație cu ei, furam. Și pe urmă, încet, încet am trecut la 35 și m-am dus chiar până la... Pe gura mea până la urmă. Da? Ce mi-ai zis tu? Așa, uite ce este asta. Hai să vi-l prezint. Sper să nu te deranjez extrem de tare la ochi. L-aprind? Este un... Ia, aprinde-l. E dat la maxim.
Dă-l tu, te rog, la minim, ca să nu o deranjăm pe Dominic până facem pozele. Adică atât. Și avem așa. Asta este un triunghi. Cine îl poate filma din mai din față? Așa, uite, îl pun așa. Este un triunghi făcut de un prieten de aici, de la Nod. Din LED-uri. Nu știu dacă se vede că l-am dat la minim acum. Un pic mai tare eventul. Așa, gata. Și ăsta se poate desface, se poate transforma într-o bandă din trei benzi, cumva să le unesc pe toate. Sau, în sfârșit, se poate, ce se poate face cu un triunghi? Se poate desface în multe feluri. Dar eu o să-l folosesc astăzi strict ca triunghi și îl folosesc pentru că am observat. Uite, Ana ne spune la ce se gândea cu polarizarea. Ia zi. Mă gândeam că la faptul că dacă tragi cu un CPL și cu un ISO puțin mai mare, ies culorile mai contrastate și zgomotul e mai mic. A, nu. Da, posibil. Nu sunt atât de, cum să spun, interesat de partea asta de zgomot și mai ales în studio, nu știu ce să zic. Hai mai lângă mine. Da, mai tare? Dă-l, te rog, stai, când zic eu, este că s-ar putea să fie în lumină continuă, să-i obosească ochii. Hai să vedem, nu cred că e foarte rău, nu. Tu știi ce văd aici? Un triunghi. Asta e și ideea, văd un triunghi în loc de... Hai să stingem restul luminilor, îmi pare rău, băieți, dar e okay. Va trebui să ne adaptăm. Ia. Ce știu eu sigur este că trebuie să schimb și white balance-ul, pentru că la LED-urile astea white balance-ul era, stai că mi l-am și notat undeva aici, trebuie să fie undeva la 3760. Hai să vedem dacă îl nimeresc. Unde ești, mai white balance-urile, că nu te modific aproape niciodată. Stai un pic, am pierdut undeva, am pierdut o ordine de răspunsuri aici. Avem așa. Ce avantaje și dezavantaje din punct de vedere al bokeh-ului vezi între 50-1.8 și obiectivele fixe și obiectivele cu zoom? Stai, te rog, o secundă, o să răspund imediat. Vreau să mă asigur că fac aici ISO-ul, white balance-ul. 3800 pe aici, undeva. Și poza asta o să o fac destul de sigur al negru, dar ca idee. Auzi, eu trag aici cu... Vrei mai tare? Stai un pic, stai că nu-mi dau seama dacă e ce vreau. În primul rând o să dau... O să dau cu blitzul. De ce am eu ăsta de declanșat? Îmi spui dacă îți obosesc ochii, pentru că putea să o prind deocamdată. Și o să dau... Cine zicea de prioritate de diafragmă? Mircea? Nu. Stai așa. Mă știu, sincer. Ia, uite-te la mine. Trebuie să dai un pic mai în spate, cred. Hop! Acolo este. Perfect. Și să te rotești un pic de tot mai spre mine. Așa. Că o să trag pe lângă... Trebuia să fac eu altceva. Trebuia să-l pun pe alt suport, dar... Nu știu dacă pierdem timpul. Ah, ce fain arată. Și trebuie să dau un pic mai jos triunghiul ca să-l... Ia, uite-te, te rog, spre mine. Stai așa, că trebuie să-l văd în ochii tăi, că asta e toată ideea. Așa. De obicei, în ochii modelului se vede, nu știu, softbox. Stai un pic, că sunt atât de multe întrebări că trebuie să-ți încep să-ți răspund, pentru că nu o să mai apucăm să răspundem. Stai, că arată bine. Ana spune așa, sunt nouă la ședințe foto, adică fac ședințe foto de circa un an și nu le fac în studio, ci le fac street urban shooting. Stai, așa? Tot ea ne întreba probabil ceva la un moment dat, dar sincer. Ea era cea care întreba de polarizatorul circular. Mergi un pic de tot mai în spate. Hop, un pic mai în față, așa, și bărbia un pic mai sus, prea sus, mă uit în ochi și întoarce-te din cap către încoa. Acolo. Stai un pic, George, te rog, că avem ceva foarte mișto. Ai făcut ceva, una sus, una jos? O mână mai sus, una mai jos? Așa? Stai. Poți să mărești ochii un pic forțat? Alien. Foarte tare. Uite, asta căutam, vezi? Nu știu dacă tu vezi cu triunghiul ăsta care ți intră în ochi. Da? Bun. Foarte mișto. Hai să mai facem încă una și gata, tot așa. Ai mărit ochii? Mersi. Și încă o dată și gata. Gata. Hai să aprindem luminile.
Așa, stai un pic, că asta e o întrebare care o să-ți placă. Igu, de-a lungul carierei tale de până acum, care a fost cea mai memorabilă sesiune foto și de ce? De portret? Că hai să mergem întâi în general. E atât de vastă întrebarea și automat și răspunsul. Știi ce? Revin tot timpul la o ședință, să zic ședință foto, da. De acum foarte mulți ani, dar nu este neapărat cea mai cum a definit-o? Știi că aici... Cea memorabilă sesiune foto, în general, da. Ok, hai să zic. E vorba de... Am făcut la un moment dat cu Junior, un b-boy foarte cunoscut la noi, breakdancer pentru cine nu știe ce e b-boy, și l-am dus prin București, prin diverse locuri. La un moment dat am ajuns la Rossetti, la piața Rossetti, unde era un mare stol de porumbei, da. Știu poza, da. Și l-am rugat să se așeze cumva în jurul, în mijlocul lor și să sară, să facă un backflip. Am tras cu unul de X, prima versiune. Mark 1 și cu 8-15, da, cred. Și cu 15 mm, un fisheye. Pe scurt, ce s-a întâmplat acolo este că nu... Acei porumbei nu vreau să facă chiar ce vroiam noi, cum ne imaginam noi. Așa că a trebuit să cumpărăm câteva pungi de grăunțe, să le împrăștiem pe acolo și până la urmă a ieșit poza. Mi-aduc aminte că a fost foarte mult timp în continuare, este probabil poza mea preferată. Dar uite, acum portret de studio, cred că putem vorbi la un moment dat și doar de genul ăsta, ca să dăm un răspuns mai nișat. Hai să luăm triunghiul. Hai să răspundem, uite, Anei. A răspuns Mircea. Era vorba de, Ana spune, văzusem undeva că este recomandat ca ISO să fie egal cu shutter speed-ul, adică ISO 100 egal shutter speed-ul 1:100, dar a răspuns deja Mircea, da? E vorba de distanța focală, dacă ai 100 mm să fii măcar la 1:100. Da, știe ea ceva, ia stai un pic, te rog. Te ajut? Nu, doar vreau să-l scot din schemă un pic. Sper să încerc să mai adun. Știu că am rămas în urmă cu niște răspunsuri, mi-ai pus întrebările. Da, să răspund la toate, că ne-am mișcat destul de repede. Ar fi indicat să schimb body-ul să iau un 80 sau să iau un 85 pentru 4000 de având 50 de mm pe crop, vorbim. 4000 de? Pe crop. Nu știu, 4000 de. Deci e un crop. Crop 1.6, crop normal. Așa, și ce să... E are 50, e întrebarea asta. Ce ai schimba? Body-ul, un body mai bun sau la 85? Da, e clasică întrebarea. Trage în, bănesc în un studio, că așa, trage afară. Oana, dacă ne spui unde tragi, poate... Mi-mi plac foarte mult obiectivele, adică cred că aș merge pe un obiectiv ca lumea și pe urmă body-ul. Cu body-urile, 4000 e scos de mult? Eu nu mai știu 4000. Doar trebuie să știi, probabil. E mai vechi? Ia, dă-mi voie, te rog. 4000 body este entry, este deselereul entry level. Da, dar este recent, ca tehnologie? Relativ. Am înțeles. Cred că aș merge pe un obiectiv. Ce zicea aia? 85, probabil că 85 f1.8. Da, cred că așa aș face. Așa cum Dominic, cum bun, zicea... Cât de mare este diferența între un portret făcut cu un aparat crop și un aparat full frame? Foarte nișate întrebările de astăzi. Dacă e vreo diferență? Sigur este... Nu ating nicio la valiere, sper. Sigur e răspunde, cam 1.6x. Da, nu vreau să răspund asta. Eu nu văd o diferență, decât trebuie să te mai miști tu un pic și, într-adevăr, ai alt fundal. Dacă e crop, n-am mai tras de mult cu crop. Dacă e crop... E crop, pur și simplu. E pur și simplu, e crop. E crop. Deci, pur și simplu, trebuie să te duci, să te duci tu mai în spate. Nu se schimbă aspectul sau compresia obiectivului, exact. Doar crop. Da. Trebuie să dai tu mai în spate, să ai spațiu unde să te duci mai în spate. Uite, Oana zice că atrage mai des afară. Oana ne întreba de obiectiv sau body. Dacă trage ziua și e lumină destulă, oricum, cu 1.8 e... Aș merge pe 85.9, pe scurt. Hai să ne lungim. Da, hai să ne lungim. Și cred că și Dominic e de aceeași părere. Eu totdeauna aș merge pe sticlă versus body or noi. Da. Bun, hai să explic ce fac acum. Am lăsat-o la final pentru că e un pic mai... trebuie să joci un pic. Da? O să fie interesant. Cred că îmi trebuie un trepied. Unde mi-e trepiedul? Uite la acolo, uite la mic. O să folosim o singură lumină, din nou, ce avem deja montat pe aici, ăsta. De data asta contează gridul ăsta. Hai să vezi gridul, să o avem în spate acolo. Așa, pentru că nu vreau să ajungă lumina asta pe fundal.
Da, vreau să fie doar razantă pe zona asta. O să-mi pun și repede un trepied pentru că o să avem o expunere de 4 secunde. Și... Ana te întreabă ce programe de editare recomanzi. Ea editează în Lightroom și o să-i spun că dacă mă așteaptă un pic o să vadă chiar și cum editez. Da, până o să vadă îi spun că într-adevăr folosesc Lightroom foarte mult, dar mai, din ce în ce mai puțin pentru editare, pentru că am ajuns să fac o editare de multe ori mai de finețe, să spun, și mă duc destul de des în Photoshop, într-adevăr. Las că-mi place, e plăcerea mea să fac asta. N-am înțeles. Te simți inutil? Niciodată. Ai văzut. Ia. Asta este trepiedul. Unde e așa liniște aici. Ar fi mers niște muzică, dar știu că n-avem voie. Unde mi-e papara? Mai ales acum, pentru că facem, avem stream-uri dedicat și în YouTube și așa cum știi, YouTube-ul. Și avem, în live este un pic de muzică de fundal. Dominic, ce muzică ai fi pus tu dacă era acum? Ok. Eu aș fi pus, am voie să spun măcar, am voie. Aia cine te oprește? Eu aș fi pus niște Massive Attack, cred. Ia să vedem. Așa. Am avut așa un feeling că o să spui Meshuga și era mai cu... Meshuga, asta e ceva hard? Ok. Bun. Camera asta o mai putem, ba nu, cam așa. Cam Mihai Voscu întreabă, Cristian Vasile a fotografiat-o pe Iulia Verdeș de mai multe ori. Da, de multe ori. Dar nu doar eu. Și Bulboacă și cred că și Gâlmeanu, mai mulți oameni. Știi ce? Vreau alt obiectiv. Ce obiectiv vrei? 50, 85? Cât e ăsta? 16x35? 50, te rog. Sau știi ce? Ba nu, asta e? Mă gândeam să folosim ăsta, 70-200, ăsta micuț, dar ar trebui să mă duc cumva peste perete, probabil, chiar și în 70, probabil, pentru ce nu este mișcat modelul cu un timp de expunere așa lung. Stai o secundă, că nu știu ce timp de expunere lung avem. 4 secunde, am zis. Ah. Ba da, secunde. Cine a zis? Uite, Nicolae Dream Boys, sper să nu-i pocesc numele. Dacă ți l-am pocit, îmi pare rău, să știi, n-a fost cu intenție. Parasolarele sunt utile pentru oraș. Înainte să vă răspundă Igu, vă răspund eu. Parasolarele nu sunt neapărat necesare pentru parasolar, ci parasolarele, primul lor scop este să protejeze obiectivul de impact. Exact. Pentru asta este parasolarele. Deci da, sunt utile oriunde și parasolarele nu sunt făcute să fie ținute invers, ca idee. Bun, hai să facem și poze. Bine, răspundem și 4 la secunde. Zici, ce mă întreabă? Ce timp de expunere ai zis? 4 secunde. 4 secunde cu blitz. Ce zici de asta? Ce crezi tu? Să ne spună oamenii ce crezi. Asta este întrebarea că am mai primit o dată într-un workshop. Cum știi când ședința foto este gata? General, nu aici. Cred că obosești la un moment dat și modelul, obosești și eu. Dar nu știu dacă sunt foarte relevante răspunsurile mele, pentru că eu stau și trag ore în șir dacă îmi place ce fac. Mai iau pauze, iar continui. De obicei te cam prins. Depinde, dacă ai de făcut un anumit număr de poze, aia e, l-ai terminat. Ce să zic, simți. Ana spune, ce bine că mi-am comandat un parasolar. Pentru ce știam că sunt pentru proiecte, dar credeam că modifică fotografia cumva. Modifică și fotografia cumva. Mai da, taie din lumina direct în obiectiv. Da, uite, de exemplu, dacă n-aș fi avut gridul ăsta aici și ar fi venit lumină cumva direct către aparat, parasolarul ăla probabil că ar fi ajutat un pic. Bun, stai așa să, să mă uit aici, să nu căzi niște setări fixe cumva. E 3,5 dată ăsta aici, putere 3,3, hai să fie chiar 3,5. Bun, pe urmă. Ce mi-am mai notat eu? Ah, mersi, uite, să și declanșez. 7,3, să așa, tărărăm, aia punem final. Auto-white balance. Nu vreau chiar auto. Cât era înainte? 6.000? Cât este white? 5.000 cât? 6.600? 5.600 să fie atunci. Uite așa, 5.600 Kelvin pentru treaba asta. Mircea, nu folosiți parasol. Lens flare sunt efecte frumoase, nu fugiți de ele. Da, mă. Îmbrățișați toate erorile. Bun. Acum,
70 mm am folosit, acum folosim 50. ISO 400, F20. F20. Uite o întrebare. Pe un 800D, care este un crop de generație recentă, care dintre cele două obiective este mai bun pentru portret evenimente? 35 F2 sau 24-70-4? Scuze, mă uitam la... Ajut? Gata. Zi-mi acum, te rog. Din nou, deci pentru un 800D, care dintre cele două obiective este mai bun pentru portrete și evenimente? Așa. 35 mm F2 sau 24-70-4? Prim. Da, și eu zic că 35 F2, așa. Mai ales că 35... Na, crop 24-70 devine un focal un pic cam ciudat, zică. Așa, și cât am zis? F22, F20. F20, 4 secunde, cred că avem, ia, țac. Nu, stai un pic. Bun, e bine. Domnilor, o să sting lumile. Așa. Cred că ne-ai omorât. Ok, hai să vă explic de ce am stins lumile, pentru că avem opțiunea asta de lampă de modelare. Eu așa zic, sper că îi zic bine. Este și foarte bine. Așa. Ce face lampa asta de modelare? O să avem 4 secunde. Ia, dă-mi puțin voie, te rog, să dansez eu un pic în locul tău. Așa. O să dea blitzul pe prima perdea, nu pe a doua, cum m-a întrebat cineva. Da? În timp ce Dominic se va uita în lumină, o să-și strice un pic ochii, se uită către lumină și după ce declanșează, după ce face blitzul, dă blitzul, da? O să rămână lampa de modelare timp de 4 secunde, cât ea se va mișca și iese din cadru. Da? Hai să vedem dacă vă imaginați ce o să iasă. Așa, stai că-ți dau eu startul. Stai un pic, să-l dau pe ăsta mai în spate. Fundal negru. Se vad imediat, stai să ridic asta, uite ce bine arată și așa. Imediat. Gata, asta e. Așa, un pic de tot mai în spate, nu, invers, acolo. Bun, și gata. Fii atent, o să fac așa, 1, 2, 3 și o să dea blitzul, o să se stingă un pic lumina și formă să se aprindă aia galbenă și când s-a aprins aia galbenă, tu te miști încet în spate, așa, o să vezi, din 1, 2, 3 și... Acum, dă-i, uite asta cu mâinile, n-am gândit-o. Ah, interesant. Cum? Ba da. Tu nu vezi acolo foarte bine pe ecran, se văd mâinile, dar se văd mișcate. Fii atent, hai să încercăm și varianta, ia, dă-mi mie să exemplific. Stai tu la aparat acolo. Fii atentă. Deci de unde plecai tu de aici, da? Când s-a aprins lumina galbenă, da? Lași de data asta mâinile. Și te miști cumva intenționat mai sus, mai jos, da? Mai așa și nu doar cu spatele, ok? Ci faci ceva de genul... Okay. Nu râde de mine că urmezi. Ok? Bun. Mi se șoptește din public, avem întrebări și în YouTube. Și o să... Spre lumină. Acolo. O să mai avem o... Păi, asta e ultimul, pe cele din YouTube. Asta e ultimul cadru, după care răspund la toate întrebările. Păi cât timp tu editezi și te joci cu fotografiile, exact, eu exact, o să le iau și exact. Pe cele din YouTube. Bun, Îmi pare rău, sincer, am uitat complet că avem și YouTube. Facem și YouTube. De data asta. Bun. Dominic, încă o mică precizare. Deci tu te uiți la lumină, așa, să încerci cumva să nu fie perfect către lumină, adică perpendicular pe mine, să fie capul un pic mai întors către stânga. Cam așa, da? Bun. Și un pic mai către lumină. Acolo. Perfect, perfect așa. Ia, hai să începem. 1, 2, 3 și... Eu. Hai, dai. Fii atentă. Când zic să ieși, să te duci până la lumina asta, de exemplu, da? Să o atingi. Da? Și nu uita fără mâini de data asta. Vreau să încerc și varianta fără mâini. 1, 2, 3 și... Dai. Ieși. Aha! Hai că suntem bine. Ne apropiem de ce căutam. Acum, ia. Stai așa că nu vreau. E deranjantă lumina dacă tot dă așa? Nu, mă uitam cum se fac să iasă ceva mai... Păi nu, fii atentă. Hai să-ți... uite că tu poți să vezi aici. Hai să-ți explic cum aș face eu mișcarea asta. Vezi tu dâra asta, să zicem așa, urma asta de lumină galbenă? Da. De aici? În loc să pleci cum ai plecat tu acum direct în jos, da?
ar fi bine să încerci să te întorci cumva la același nivel cu capul, astfel încât partea galbenă să înceapă de aici. Vezi că ea vine de undeva de jos. Ah, ne-a luat imaginea. Așa, vezi? Ea vine de aici de jos acum, tu doar să te întorci, pe urmă să faci eventual niște valuri de astea și să te duci până când ieși din fereastră. Hai să încerc să răspund la întrebări în timp ce faci tu asta. Salut, Robert, mai fac și scufundări, fac și Igu cu mine. 1, 2, 3 și... Uite, pentru ce e bun machiajul de mai devreme. Vezi, e mult mai ok acum. Mai încercăm o dată, dar cu lăsatul mai puțin, adică să nu mai fie atât de mult. Exact, să fie un pic mai legănat, mai... Ai înțeles. Ia. A, nu. Așa. Și gata? 1, 2, 3 și... Dă-i. O să iasă un zigzag de la ciudat. Ia. Bun, hai că e mișto. Bun. Da, e ok. Hai să mai facem câteva și vom întreba cât e ceasul. Ia, n-am suntem ok. Stai. Ți-am răspuns eu. Ești gata, Dominic? 1, 2, 3 și... Bun, dă-i, du-te. Așa, ia. Aha, bun. Uite, acum se vede și fața ciudată aici. Hai să mai facem o chestie un pic spooky, așa. Deci după ce faci tu treaba asta, deci faci așa... Pac, 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 la un moment dat aici rămâi pe loc, înghețat așa, știi? Aha, ok. Știi de ce? O să-ți apară din nou fața destul de bine definită. Hai, o dă-te mai în spate un pic, te rog. Hai acolo. Să facem și un light painting, rapid, mai dăm un blic. Cam asta fac, hai, 1, 2, 3 și... Dă-i, rămâi pe loc, hop! Cred că ai ieșit din cadru un pic, da. A, dar ai ieșit poza mișto, ai ieșit, cred că cea mai ok pentru ce vreau eu. Londra. Hai să undeva, unde zic eu, să rămâi pe loc. Nu știu nici. Ia, știi ce? Du-te mai în spate și zic eu unde. Mai. Ac, prea mult, mai în față. Cam pe acolo ar trebui să rămâi pe loc. Îți imaginezi tu. Acolo. Pe Mircea, cred că trebuie să luăm cumva să ne ajute la acum, pentru că, uite, Ana a întrebat, pentru White ce obiective recomandați în cazul ei având aparat crop? Și Mircea a răspuns, F-10-18. I-aș fi recomandat și eu, dar n-am apucat. Mulțumim, Mircea. Hai, 1, 2, 3 și... Hop, rămâi pe loc. Nu te mișca. Din YouTube avem o întrebare de la Marius foarte interesantă, pe care o să ți-o adresez când ajungem la editat. Mersi, ține-le minte. De-aia ți-am și spus. Bun, mai facem o singură variantă, cred. De data asta, deci până acum tu cred că ai stat fix pe ea, nu? Cred că o să încercăm undeva mai în spatele ei. Da? S-ar putea să iasă lumina mai interesantă. În mod normal aș fi stat la fiecare cadru de genul ăsta un pic mai mult, dar acum ne grăbim. Da, un pic mai în față, te rog, mai spre lumină. Perfect. 1, 2, 3 și... Mergi. Acolo trebuie să o facem de mai multe ori. Îmi pare rău, e foarte mișto acolo. Așa, nu uit. Da, să privești un pic mai spre, exact, un pic mai așa, mai la nu știu câte grade, să zic, 15-20. Așa, hai că asta o să iasă foarte fain. Un pic de tot mai în față. Acolo, perfect. Și acum de data asta, ieși de tot din cadru, nu te mai oprești să rămână fața înghețată acolo, știi unde ziceam? Deci ieși de tot până ajungi la fereastră. 1, 2, 3 și hai. Mergi, hop! Perfect! Și încă una, ultima, cred, dar cu mișcarea mai lentă și mai puțin pe verticală, știi? Adică să fie mai așa, vezi, mai cu încetinitorul, știi? Pentru că dacă mergi mai încet, automat dâra aia va fi mult mai pronunțată, mai roșie, mai... O să vezi. 1, 2, 3 și... Încet, dă-i. Uite, nu știu dacă se vede, dar... Hai mă, unde e? Dă-ne poza pe ecran! Da? Eu nu o văd. În sfârșit. Uite, gata, mersi. Da? Vezi că acum, mergând mai încet, este mult mai pronunțată, pentru că te-a luminat mult mai mult timp lampa aia de modelare. Cred că acum o să te întreb cum stăm cu timpul, pentru că aș mai putea încerca ceva, dar nu știu dacă mai avem timp. Suntem la o oră. Avem o oră? Da. Deja? 56 de minute.
Ok. Let's do that. Hai să facem parte. Vrei să ne facem repede cadrul care ne-am jucat? Ce anume? Vrei să facem repede cadrul cu... Cu care? Cinefoiland. Da, ăla n-am apucat să-l testăm foarte, foarte mult și nu știu dacă o să iasă, dar putem să-l încercăm. Dar aș prefera să nu. Ok. Hai să descărcăm. Și cât descarcă, stau unde mi-e aparatul tot timpul. Uite, hai să-ți adresez întrebarea în timp ce descarci aparatul, este pe trepied, ai trecut pe lângă de trei ori. Marius H. te întreabă, ai observat diferența de cum se văd RAW-urile în Lightroom cu R5, diferență față de OSR? Unele persoane zic că se văd subexpuse. Subexpuse? N-am sesizat să fie subexpuse, am sesizat doar ca un alt white balance. Okay. Față de păi, poate de acolo vine și subexpunerea, dacă e mult mai... Depinde. Mi se pare că ocazional este bate un pic spre magenta față de R, adică R5-ul zic. Așa. Eu o să încep să le descarc. Ți-am dat ca un asistent ce sunt, ți-am dat jos camera și ți-am strâns trepiedul. Hai să le descarc. Ah, ce de puține poze. Adică? Am tras puțin, eu obișnuit cu ședințele foto unde trag câteva sute. Acum o să copieze repede. Hai să-i facem loc Dominic pe scaun. Uite, o să scriu F64WS. Dominic, hai să ne uităm pe poze. Pe acolo e ok? La început ne-am bâlbâit un pic aici cu setările, că cineva mi-a umblase, dar hai să le... Se vede? Se vede, nu? Oh. Ah, uite, asta arată bine. Tu vezi ce pe care o evidențiez eu aici, nu? Asta e destul de mișto. Trebuie ochelarii? Uite, și asta e mișto. Și asta. Stai un pic să vedem ce întrebări am ratat, că am promis că răspundem celor de pe YouTube. Aici? Ok, am notat-o, uite, am dat o steluță. Aici făceam... Ce părere ai de un crop cu 50 de milimetri F1.8 pentru portret? Am mai răspuns, cred, la chestia asta. Îmi place mult combinația, da, l-aș recomanda. Cred că am și făcut chestia asta cu 7D și cu 50 cu 1.4. Ok. Ce m-a spune, aia sugerea să schimbe 4000D cu un 70D, 80D sau un 85mm F1.8. Deși 85mm e cam lung pentru crop. Da, și mie mi se pare cam lung, adică cam 135. Cât? Scuze, că... 85 e cam 135 pe crop. E chiar... E, unii zic că este un pic peste... Este, matematic este... Nu, peste ce e de preferat, să zic așa. Noi acum facem o selecție și pe urmă, uite ce mișto și asta. Uite așa. Îți ieși o aburi cumva pe nas. Și zici că e... Este ceea ce pare. Nu pare, da, nu e ceea ce pare. Ce părere ai despre un aparat bridge, despre un compact? Ăla e unul am test, cred că așa. Asta, așa, hai să-l luăm pe astea mai la final. A, și pe aici ceva. Spune, te rog, George, cum? Și eu întreb, ce părere despre un aparat bridge? Comparativ cu ce, să zic? Da, e o variantă. A, uite, am avut un bridge cred că în Namibia, când m-am dus să fotografiez animale. Aveam sculele astea lungi, teleobiective, și aveam și un bridge. Cred că bridge era... G3X. G3X, da. Da, un bridge cu senzor de linie. Și am ajuns să fac cu el incredibil de multe poze când n-aveam cârca necesară să car toate alea. Deci, în anumite situații, e binevenit. Uite, și asta e faină. Zici că e ceva în nas. Tot timpul ceva în nas. Exact. Uite. Asta. Și pe urmă ajungem la astea cu... triunghiul. Hai să luăm câteva pe aici. La parcale de la final erau cele mai ok. Asta. Și asta îmi plac. Preferi una între asta și asta? 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 Ok. Sunt la fel. Exact, știu. Așa funcționăm.
sub presiune. Asta este finala, pentru că l-am biciuit la ultimul trecut la workshop-ul să fie mai... Da, mă întindeam mult prea mult, stăteam prea mult. Ia, asta a fost ultima? Ok. Bun. Stai, hai să vedem dacă mai avem o alta. Și asta e un pic ciudată. Da, bun. Hai să le vedem pe cele pe care le-am selectat. Așa. Acum, dintre astea, să alegem una pe care să o edităm rapid. Ultima. Ok. Bun. Îi dăm 200 luțe. Iar dintre astea... ai vreo preferată, Dominic? Eu... Cred că aș merge pe asta. Ce zici? Bine, o să o... Și asta e niște. O să iau deocamdată pe asta. Și dintre astea, cu un alt white balance, eu cred că pe asta. Care nu se vede ciudat. Ce? Asta e... A, da, asta o să iau. Uite pe asta. Dintre astea cu stropii, probabil că o să merg pe varianta asta. Ok. Dintre astea cu triunghiul, o să merg pe ultima. Bun. Și din asta, o să merg doar pe asta și avem câte avem? Avem deja, ce? 6 variante? Bun, astea sunt variantele. Acum, înainte de a mă apuca un pic de prelucrare, vrei să răspund la niște întrebări, George? Uite, avem una care tocmai ce a intrat și este de pe YouTube, răspundem în timp real chiar. Salut, sunt importanți megapixelii dacă nu faci crop și listezi foto 10x15? Acum cred că minimul la megapixel e cât? E un 20 și... În fine, 20 grosomor. Da, deci nu cred că mai ai posibilitatea să cumperi un aparat sub 20. Cred că 10x15 ești ok și cu 2 megapixeli. Cu orice, cred, da. Deci răspunsurile nu sunt foarte importante, decât dacă faci crop extrem de agresiv. Da. Mai întreabă-mă, că încerc cumva să le... Uite, aici ar merge... Poate mai alb negru. Așa. Așa, de mă găsim ceva rapid. Să răspund, o să-ți ridic eu la filo o întrebare care ți-am mai pus-o de câteva ori. Folosești luturi? Da, folosesc luturi. Mi-am făcut la un moment dat câteva, când am avut ceva timp să studiez problema și le folosesc destul de des. Da, folosesc luturi, îmi plac luturile, da, și vreau să mai am mai mult timp să studiez un pic, să mi le fac ca lumea să le organizez, dar da, pe scurt. Asta a fost întrebare de la tine? Da. Ah, ok. Special. O să exagerez un pic. Mai pun o întrebare tot de la mine. Prelucrare. Da. Se calibra monitorul? Mi-a ridicat la fileu. M-a întrebat pentru că știi că nu l-am calibrat. Și am simțit faptul că e necalibrat, când am vrut să printez ceva, nu mi-a ieșit exact cum aș fi vrut eu. Dar urmează să închiriez de la F64, am văzut că Lau l-a închiriat, X-Rite sau cum îi spune, ceva în genul. Mai multe calibratori, X-Rite, Data Color. Da. Exact, exact. Și o să mi-l calibrez și eu. Da. Mai întreabă, nu? Mai sunt... Adin Cristian Militaru spune că faci light painting cu modele. Da, e un fel de light paint. Corect. Cu fața modelului în cazul ăsta. Bun, hai să mergem pe... Nu vreau să exagerez cu editarea aici. Aș putea să o mai duc un pic... niciun caz, scuze. Așa. Și poate un pic de contrast. Cam atât deocamdată. Adică de la... am plecat de aici și am ajuns undeva aici. Aș mai lucra la ea, dar nu în momentul ăsta. În schimb, la... Asta. Uite, întrebarea de la Mircea. Întrebare de finețe la prelucrarea negru. De obicei, deci luminozitatea pe galben sau pe roșu? Și cât de mult pe fiecare? La negru? Da. Interesantă întrebare. De obicei, cresc pe galben, pe portocaliu, pe galben, cresc albul, dar luminozitatea, și câteodată scad pe roșu. Dacă vreau să accentuez, nu știu, bistrui, să zicem, știi? Cresc un pic pe roșu. Bine, întrebarea lui Mircea vine pentru că el developa film mult, la un moment dat. Am înțeles. Andrei Cosmin întreabă cum pot să-mi calibrez bine monitorul. Well, zi tu, o să-ți răspund eu la asta. Cu un calibrator, în primul rând. Orice altă
soluție de calibrare empirică din asta găsită pe internet este, ok, poate mai bine decât nimic, dar este cel mult aproximativă. Te recunoști? Deci, pe scurt, cea mai bună soluție să-ți cumperi un calibrator, dacă nu, măcar să închiriezi un calibrator. E foarte grafic treaba asta. Am lucrat la un moment dat destul de mulți ani în presă și mă ocupam și de partea de DTP și de, știi? Și mi-aduce aminte de, cum îi spunem, la pixel, nu la pixel, raster, raster, exact, la raster mă gândeam. Uite, vezi? Nu știu dacă se vede pe... Se vede, se vede. Pe stream, rasterul ăsta mi-a plăcut. Uite, întrebare, ai folosit Capture One? Nu, nu l-am folosit. M-am gândit la un moment dat să-l folosesc, dar n-am apucat să fac trecerea. Efectiv, ca timp, nu trecerea, testul. Uite, să mai pun o întrebare. Ai încercat vreodată RAW Therapy? Și ăla? RAW Therapy este un alt software de procesa RAW-uri. Da? Și recomandarea asta am dat la Ionuț Staicu. El era cred foarte pasionat. Exact, exact. Asta. Cred că el, la el am mai auzit la un moment dat. De alternativă de genul ăsta. Nu, n-am încercat, dar sunt deschis la orice și de genul ăsta. Și ca să fiu foarte sincer, am încercat-o și diferența la momentul ăla era semnificativă. În bine, nu? În bine, da. Era, zgomotul era rezolvat aproape... A, nu mi-e de zgomot. Pe mine mă interesează în ultima vreme, cel puțin, foarte mult la asta culoarea este de pe vremea lui 5D Mark III, să ne înțelegem. A, okay, adică, okay. Sincer, nu știu cum este. Cristian Ion te întreabă, cum stă Canon R5 cu focusul la... Rațe, sper că scrie R-A-T-E, bănesc că la rațe e vorba. Mihnea Rate? Nu, nu, nu. Cristian ne-a întrebat cum stă cu focusul la rațe. Sincer să fiu, nu știu cum stă cu focusul la rațe. Ok, stai că am început să curgă. Vorbește de... Stai că știu eu, am pozat la lansarea lui R5, am făcut exact la rațe. Acolo că ai tras și de rațe. Da, stă foarte bine. Și încă nu avea update-ul. Recunoaște ochiul de rață în cazul ăsta, dar recunoaște și ochi de libelulă am făcut, mi se pare la un moment dat. Recunoaște ochiul, da. Stai un pic, am început să curgă niște întrebări. Ce calibrator bun recomanzi? Honestly speaking, eu recomand X-Rite, dacă mă întreabă cineva. Dacă nu mă întreabă nimeni, orice e mai bun decât deloc. Cum reușești să faci rost de modele așa faine? Cum? Aici m-am cuiat. Nu vrei să răspund la ceva mai tehnic? Cum aș putea să găsesc? Hai că răspunde, hai să răspundă la asta, că e o întrebare destul de ok. Prin agenție. În cazul de față, da, la workshop, da. Ce să zic? Atragi ceea ce vrei, nu știu, habar n-am, nu știu. Dar nu fotografiezi doar... încă o chestie, nu? Modele și actori sau actrițe fotografiezi destul de rar. Nu știu acum dacă cel care a pus întrebarea știe ce fac în general cu fotografii. Sunt oameni care intră pentru prima dată în studioul foto. Ei, cum aș putea să găsesc poziții bune pentru posing? Asta este singura problemă pe care o întâmpin când fac o ședință foto unei persoane. Și eu pățesc aceeași problemă. Știu că există inclusiv, am auzit, era pe net la un moment dat, inclusiv o carte, nu carte, imaginează-ți un set de imagini, de posing. Copiuțe, vrei să spui. E un fel de copiuțe, da. Cu nu știu câte, peste 100, cred, de poziții și zici, uite, dai pe Rolodex-ul ăsta, cum zici, burp, și zici, uite, pasta. Dar, sincer, evit. Mi-e cum este GIMP ca software de editat? Ai mai folosit GIMP? Băi, de 15 ani nu cred că l-am mai încercat. GIMP? GIMP e o alternativă la Photoshop. Bună seara, băi, ce mi-e spozele diferite atunci când listez cu Windows 10? Pentru că nu ți-ai calibrat monitorul. Aici e prea departe. În principiu, îți răspund eu la întrebarea asta. Și pentru că profilul de culoare este interpretat probabil incorrect. Este fotograf de film, adică fotograf de platou? Eu? Da. Am făcut multe filme scurtmetraje. Multe, nu sunt exagerat, cred că doar vreo 4-5 până acum. Și mă ajută foarte mult R-ul și R5-ul că are silent shutter și... E foarte ok. Salut, Andrei, ne pare rău că a intrat puțin târziu. Suntem în live de o oră și 10 minute, dar poți să găsești tot live-ul. Odată ce se termină, poți revedea pe Facebook și YouTube Live 64. Salutare, ce DSLR să-mi iau ca amator pentru poze făcute în natură și portrete. Buget 3500-6000 de lei și pentru ce obiectiv să optez pentru început? Ai citit prea repede, m-ai pierdut. Mai zi o dată, te rog.
Salut, ce DSLR să-mi iau ca amator pentru poze făcute în natură și portrete? Buget 3500-6000 de lei. Și pentru ce obiectiv să optez pentru început? 3500? 6000. E un range destul de... Cât e RPU? RPU e acolo, dar intră doar cu 50-1.8, probabil. Asta e răspunsul. RP cu 50-1.8, ok? Da, nu poate să ia tot trusa de la început, dar să aibă o bază, un body ok pe care să mai construiască. Așa zic eu, așa, rapid, la prima mână. Stai că mă tot bâlbâie aici și nu știu ce vreau să fac. Cred că vreun nevrând iar o duc în alb negru. E un pic ochiul acoperit, nu? Dar... Da, ce că ți-am stricat cumva partea de... Pentru că n-ai apucat să ne povestești ce faci, de fapt, pe lângă crop. Eu? Da. Acum aici? Păi nu, de data asta n-am făcut foarte mare... Uite, hai să o iau pe rând ce am făcut până acum. Aici am făcut alb negru și am dat contrastul probabil la maxim. Da? Nimic altceva. După care, la asta, tot așa, contrastul, stai să mă uit, contrastul la maxim, albul l-am dat și pe al, uite, la maxim și cam atât. N-am făcut mare lucru, că sunt niște chestii foarte grafice. Aici am umblat, am pus un, uite, un... Nu e lut, e un, cum zice, un profil pe care l-am făcut eu la un moment dat la Summerwell, la festival, și l-am păstrat, îmi place, face albul un pic mai bleu și negru un pic mai roșiatic, știi? Și îmi place mie combinația asta. Și în rest, tot așa, contrast foarte mare, pentru că sunt prismele astea micuțe și vreau să se accentueze, și negru l-am redus. Dar nu e foarte relevant, în funcție de ce nevoie ai. A, și white balance l-am corectat, știi? Că eram pe white balance da. De la... Uite, avem 6.000 de lei doar pentru body ca buget, tot RP rămân, că e basically acolo. Da. Și de diferența aia de bani... Sunt multe întrebări, nu cunosc atât de 6.000 bine prețurile, adică, știi? Sincer să fiu, aș lua RP cu 2405 de kit și cu 50 cu 9 și 2405 cel cu diafragmă variabilă. 2405? Avem un, un RF 2405 care este 4571, care este foarte bun optic. Dar e foarte ok combinația asta de care zici tu. Eu mult timp am mers cu 7D cu 2405. După care, folosești portraiture? Ce? Cineva te întreabă. Ce? A, softul? Da, folosești portrait și dacă dai, puteai să-mi spui valorile pe care le folosești pentru fiecare slider? Nu. Nu folosesc, dar nici nu cred că aș putea să dau. Cineva te întreabă, ce site ai? igu.ro, igu.ro. Tocmai scriu și eu în comentarii acum. Cineva pe burtieră, igu.ro. Sper că am răspuns, nu știu ce am făcut. Și poate pune și Instagram-ul, dacă vrei. Instagram-ul lui Dominic, dacă l-aveți. Fără număr de telefon. La dormit. Stai așa că nu mai știu. Ok, care a răspuns toată lumea cu igu.ro. Până am răspuns să răspund, au răspuns și alții. Exact. Salutare, ce folosești pe partea de stocare a fotografiilor? Păi cred că putem să cumva să facem să se și vadă ce folosești. Da, dar nu recomand. Asta fac eu, dar sunt, nu sunt foarte inspirat. Folosesc extrem de multe harduri externe de zeci de tera deja. Uite, sunt aici câteva dintre ele, sunt 5 aici, plus altele în alte părți. Și folosesc și de Google Drive. Pentru, știi cum fac? Variantele pe care le trimit la client, le pun și pe Google Drive. Așa fac. Astea sunt, da. Ok, stai o secundă că am arătat, cred, o întrebare, dar nu mai știu hai unde să este. Hai să-i arăt și lui Mircea aici, uite, ridic galben un pic. Lumini de studio budget friendly, pentru studio la început de drum, ce recomanzi? Hai să spun povestea mea, uite, în negrit un pic, vezi? Exagerez acum ca să vezi buzele, stai de la undeva pe aici. Lumini de studio. Eu când m-am apucat acum mai mulți ani, am vrut eu să-mi iau Elinchrom pentru că alternative erau prea slăbuțe, mi se părea mie. Mă refer la alea mai ieftine. Dar între timp a apărut Godox-ul, pe care, sincer, dacă aș fi la început și n-aș sta foarte roz cu banii, m-aș duce direct pe Godox. Ca să fiu foarte sincer, Ionuț tocmai și Macri tocmai și-a cumpărat niște Godox-uri și era încântat de ele. Da, sincer, uite, nu știu dacă ne ascultă cineva de la Elinchrom, evident că nu ne ascultă. A trebuit să-mi iau un strip box
pe care am dat. Da, care nu sunt de casă nu, nu contează, e acolo da. Undeva. Și am fost cumva obligat să iau de la Godox, pentru că era ăla de la Elincron, cred că era de 3 ori mai scump și nici nu-l aveau pe stoc. Și am luat până la de la Godox, am făcut, am luat aici la pilă, la propriu, un inel de la așa, un adaptor și până la mi-am făcut propria jucărie. Godox e Bowens? Da, e Bowens și... Există adaptor de la Bowens. Există, dar când pui adaptorul ăla, ți retrage lumina, blitzul efectiv. A, e, îl mută mai în spate. Da, da, dacă se mai adaugă cam atât. Așa că l-am lăsat pe loc și l-am adaptat eu. Stai ok, asta nu e informație rea de știut. Aici chiar m-au ajutat băieții de la F64 cu niște recomandări. Se pare că n-am fost primul care a avut nevoie asta. Hai să-ți ridic, să spun o întrebare, pentru că el te-a întrebat de lumini, dar pe lângă lumini îți mai trebuie ceva foarte important. Grip, stative și așa mai departe. Ce recomanzi ca un timp? Grip? Tu zici grip la grip, ceva. Grip mă refer la... Hai să exemplific cu ceva, bag mâna pe sub chestii pe aici. Grip, mă refer la... chestii ceva. De prins... Brațe, cleme... Exagerat aici un pic. Tot felul de prostioare care le mai folosim. Așa, bun. Da. Yes. Eu am început, cum ziceam mai devreme, cu niște stative mai ieftine, că nu dai bani la început, nici nu eram hotărât dacă vreau să investesc într-un studio. Dar pe zi ce trece, când am de luat ceva mai ca lumea, bag într-un... Uite, ultima dată am luat un assistant de la zi ăștia... Avenger, care, da, Avenger, pe care i-a cumpărat Manfrotto, da. Prefer acum să... Iau când iau, să iau ceva ca lumea pe care știu că mă pot baza, pentru că am sistemul ăla de acolo care am dat, pe care am dat cu câteva sute de lei mai puțin, dar pot să-l arunc câteodată. Da. Saltul de la 5D Mark IV la EOS-R și folosit vechile obiective... scuze-mă, am ratat. Merită saltul de la 5D Mark IV la EOS-R și folosit vechile obiective F cu adaptor? Scuze, încă o dată vorbeam cu Dominic. Merită saltul de la Mark IV la EOS-R și folosit vechile obiective F cu adaptor? Exact ce am făcut eu. Asta am făcut. De la 5D Mark IV am sărit la EOS-R cu adaptorul. Asta am făcut și... Stai, pentru ce anume? Dar dacă e pentru portret, e... Uite, vezi, s-a întâmplat exact ce ai spus tu când am zis de grip. Gripul nu face decât să-ți adauge greutatea aparatului. După zi de shoot, da, încep da, să simți. Gripul, îmi cer scuze, asta este din deformarea profesională. Gripul, în general, în zona asta nu se referă neapărat la gripul aparatului, se referă la tot felul de accesorii, de genul brațul ăsta, da, da, cleme. Asta vine mai mult din asta video. Asta vine din film și din video. Din, nu știu, tot felul de lucruri de genul ăsta care le folosesc să agăți chestii, să prinzi lucruri cu ele, de clempuri de genul ăsta care sunt aici. Clempuri cum sunt cele de sus, astea sunt grip. La asta mă referam când spuneam grip, nu neapărat la grip. Îmi pare rău, e o deformație profesională. Mircea zice, nu, doar la R6 și R5. Vezi, el o privește un pic altfel, din prisma lucrurilor. Păi depinde pentru ce, că... Ca fotograf de eveniment. Păi da, asta vreau și eu să întreb, pentru ce anume vrea. Sunt eu modific, azi o prelucrare extrem de rapidă. Ce are cum? Să mă vezi cum să fac chestia asta. Ce vedem aici la Dominic este o lumină cum nu trebuie pusă de obicei la portret, pentru că accentuează imperfecțiunile. E lumină dură și tare. Da, e și foarte razant, uite, aici de exemplu. Chestia asta putea să fie luminată cumva din frontal, nu cum am fotografiat eu cumva razant, nu s-ar fi văzut, ar fi dispărut. Dar aici este lumină aici, de unde am dat eu lumină, și aici este umbră și se accentuează foarte mult. Deci eu știam ce urmează să-i fac, de-aia mi-am permis să fac genul ăsta de... Pentru DSLR, ce obiectiv consider că este o alternativă bună la 24-70 f2.8, exceptând cel cu f4? Cum? Citești foarte repede și multe cifre, deci ce alternativă? Ce alternativă consider că este bună pentru un DSLR la 24-70 f2.8, în afară de cel cu f4? E greu să înțeleg exact întrebarea, pentru ce anume, la ce are nevoie? Și hai să vedem, eu aș zice 24-105 f4, dacă m-ai întrebat repede așa. Da, nu știu, cred că e și mai vizibil, mai ieftin, nu? Decât 24-70 f2.8, da, decât 24-70 f4 e puțin mai scump. Acum,
24-70F4 este un obiectiv care este cumva stigmatizat, absolut ciudat, că nu ar fi cazul. Care? 24-70F4. Este un obiectiv mic. Adevăr e că puțin, cred că la o... Da, nu a fost un obiectiv de neapărat de succes. Acum ce program de editare folosești? Photoshop. Da, e recent apărut. Cum ziceam, sunt beta tester, dar văd că dă rezultate foarte, foarte bune. Da, ce am întrebat? Da, mai Photoshop. Tu? Chiar ziceam ultima dată când la un workshop am calculat 25 de ani de când lucrez în Photoshop. 25 de ani. Unii cred că nici nu s-au născut. Patch tool, te întreabă Anca? Da. Da. mai concret. Da. Nu, patch tool, ea se întreba în timp ce tu lucrai. Da. Cred că te întreba dacă folosești patch tool. Da. Din nefericire, compresia de Facebook, pe YouTube e cea mai bine, dar compresia de Facebook ne face să nu se înțeleagă foarte mare lucru din partea de editare, din păcate. La lucrurile de finețe, într-adevăr, nu se mai văd. Adică ce vedem noi aici, în Facebook ajunge și este legat pur și simplu de calitatea. Bine, mi-am terminat de mult de editat, că nu prea am ce face, că Dominic are niște trăsături foarte faine și nu prea am ce să-i fac. Dar eu mă tot joc ca să nu stea mâinile degeaba. Mai zi-mi întrebări, ziceai că în YouTube mai erau sau le-ai zis deja? Le-am luat pe toate, sper. N-am ce să prelucrez. Zi așa! Oricum, ne ajută și monitorul tău 4K care este convertit la Full HD și apoi îl convertește Facebook-ul la 720p. Deci, tot timpul acolo. Deci, să știi că ești de vină pentru o parte din blur-ul de pe Facebook. Și nu în sensul bun, adică e chiar de vină. Nu neapărat de vină, dar convertind Full HD, 4K la Full HD și apoi făcând conversia la Facebook la HD, asta este. Te o spune setare video 720p. Cum ar arăta cu... Așa? Nu se ceau. Acum nu știu cum îl vrei. Asta e... scuze. Așa era perfect. Uite, fii atent, zi-mi dacă odată de aici sau dacă de aici un pic de tot... Uite, Mihai Popescu te roagă să mai dai din când în când zoom ca să se vadă detaliile mai bine. Stai așa că nu știu exact cum... Dacă auziți mai bine pe Dominic, acum... Înainte să vă faceți nasul, mai întâi să vă facă cineva în Photoshop, să vedeți cum arătați. Ar putea să fie un job în sine chestia asta, la o clinică. Este, de... dar cred că este, la multe clinici. Am văzut niște retouchere incredibil de bun la niște clinici. Cred că sunt și plătiți bine. Niște echipamente foto, nu scumpe, ci super scumpe, adică vorbind de la cele mai scumpe blitz-uri posibile, la multi-blitz, la vremea aia trăgeau cu Hasselblad, H40D și asta era acum ani întregi. Niște echipamente care erau cu zecile de mii. Da. Adică am rămas la un moment dat, am intrat în și așa, aici e studio foto. Ok. Da, bun, hai să mai luăm din întrebări, că am ratat un pic din ele. E prea mic acum, nu? Câte lumini folosești de obicei? De obicei folosesc, stai să nu zic vreo prostie, când nu folosesc lumină naturală... Câte ai pe aici în șir, acum? Nu e relevant ce am acum instalat, încerc să mă gândesc. Două folosesc de obicei, una sau două. Dar dacă vreau ceva mai interesant, mai complex, nu interesant, folosesc și 4, 5, dar nu, de obicei da, una, două. Bun. Folosești actions? Da, folosesc foarte des, foarte zilnic, non-stop. Am vreo, 8-9 aici. De la F5 până la F11 mi-am făcut niște action strict pentru portret. Nu mă întreabă nimeni de tabletă? Urmează să te întreb eu, stai liniștit. Mouse? Bine, am vorbit numai de chestii tehnice. Bun. Întrebați-se fundalurile negre ca în cazul de față. La editare lași negru total sau ridici spre un green key să dea mai bine pentru print? Pentru print? Dacă faci negru absolut sau alb absolut, când dacă imprimi... Atunci când mă gândesc la print sau ce? Da. Nu mă gândesc la print niciodată. Fair enough. Dar trebuie să mă gândesc, stai, nu zic că e bine. Am imprimant aici, ar trebui să profit de ea, dar uite că nu prea apuc. Voi folosiți apă, nu e mai bună glicerina vegetală, ca cea în care folosește mașină de fum? Ba da, este foarte bun un exemplu cu glicerina.
dar nu n-am apucat. Acum a fost totul pe foarte fugă. Spray-ul ăla pulverizator l-am cumpărat astăzi, cearșaful astăzi, toate le-am luat astăzi, n-am mai stat să mai caut și glicerină, cu toate că s-ar putea să am acasă. Este greșit în a le folosi, eu spun, e vorba de Actions, că salvează timp la editare, tocmai ai spus că salvează. Raul te întreabă cum ai devenit beta tester de Photoshop. Am o relație bună cu cei de la Adobe. Am testat Autodesk-ul până acum. Uite, Cismarc spune, Photoshop-ul are și o funcție de super rezoluție. Da, am văzut, am testat. Și? Băi, nu m-a încântat rezultatul. Mi se pare că sunt multe artefacte. O să mai joc cu el, dar la primele teste nu m-a încântat. Cred că mai contează foarte mult și ce anume mărești, pentru că dacă mărești o față de om, s-ar putea să vadă micile erori, să spunem, dar dacă mărești un munte, s-ar putea să nu se vadă. Sincer să fiu aici, o să merg și o să spun... Ionuț Macri spunea că e foarte încântat. Știu. Spunea că adică foarte bine spus că diferă de la om la om. Am auzit când pot profita alții de imprimanta ta? Te întreabă Andrei Mânzu? Nu. Păi au la F64. Nu? E așa, știu. Este bun pentru început de drum Canon EOS 70D. Scuze, era de pe YouTube și e un pic complicat. Ce să... Cum? Scuze. Este bun pentru început de drum 70D? E foarte bun. E foarte bun. Ce urmează pentru Canon 2021? Trebuie să mențină ștafeta sus de când am stat R5 și R6. Vă spun cât se poate de sincer că nu știu nici măcar eu. Nu știe George, dar putem să vorbim ce mi-aș dori eu? Dacă vrei, sigur. A, uite, înainte de asta, 28-70 F2.8 sau 24-70 RF? Câte cifre? Cum? 28-70 F2 RF? Da. Sau 24-70 F2.8 RF? F2.8 RF. 24-70 de RF. Da, când mi se mai pun întrebări, asta cred că trebuie să spun și pentru ce mai concret. Pentru tine, bănui, că este întrebarea. Pentru mine, cred că 2.0. Ok. Dar nu știu prețul la 24-70, că... E mai ieftin. Da. O treime? Atunci m-aș gândi de dori. Nu, deocamdată n-am nevoie. Sincer, deocamdată, uite, am tras ultimul cadru, l-am tras cu 24-70 EF. Și cu adaptorul. Așa. Asta, uite, ce ai vrea tu de aici, că vrei să spui ce ai vrea tu de la Canon. Băi, nu prea mai am ce să mai vreau. Adică, de când a apărut R5-ul, sincer, am stat și m-am gândit că are multe chestii pe care sunt plus pentru nevoile mele. Adică sunt mult peste ce aveam nevoie. Dacă aș face din nou evenimente, probabil că da, m-aș folosi inclusiv de 20 de cadre pe secundă. Ce aș mai vrea? Găsisem la un moment dat o chestie pe care aș fi vrut-o. Nu știu. Nu. Uite o întrebare la care nici măcar market research-ul nu știu să răspundă. Peste 5 ani sau aproximativ, își va mai cumpăra un începător altceva în afară de mirrorless? Exact cum ai zis tu, nici cine trebuie nu știe. Deci este efectiv o întrebare la care nu știm să răspundem, nu numai noi, nu știu să răspundem o companie care face studii de piață. Ce face mâine Bitcoin? Nu crește sau scade? E cam pe acolo, probabil. O secundă să vedem unde am ratat. Ok, Andrei Muzi zice, am glumit, nu mai așteptam să fie citat de sincer întrebarea legată de imprimanta ta. Ce tragi? Tragi RAW sau JPEG? RAW tot timpul. Mai puțin acum când te-am obligat să tragi și JPEG-uri mici. Explică-le și de ce. Ok, el acum a tras și JPEG-uri mici pentru că... Pe cardul 2, pentru că este mult mai rapidă descărcarea, ca să putem să arătăm în timp real ce trăgea. Descărcarea wireless în timp real. Este fiind tethering wireless cu aplicația Canon, cu Canon EOS Utility. Dacă tragi RAW-uri mari și le downloadezi în calculator ca JPEG-uri, trebuie făcută conversie în timp real dacă nu tragi două formate. Și nu mai este atât de rapid. Uh-huh. Stai un pic să vedem ce am ratat aici. Canon sau Nikon și de ce pentru tine? Asta pentru tine am pus-o eu. Să spun foarte sincer? Da, bineînțeles. De la EOS 5, adică pe film, acum miliarde de ani. Ai control. Ha? Ai control. Da. Când era EOS 5? Da, stai că nu când EOS 5. În sfârșit. Din 2000?
probabil că l-am cumpărat sau mai devreme. Cred că pre-două. De atunci am intrat cu pe Canon. Înainte am avut un aparat Minolta și înainte numai rusești. Și de atunci am rămas cu Canon. N-am avut niciodată alt brand de când am intrat pe Canon și m-am simțit atât de ok cu el încât n-am avut nevoie să-l schimb. Iar acum cu R5-ul ăsta nu știu ce ar putea să mai inventeze. Tot se vorbește de rezoluție și mai mare. Nu știu exact unde ne va și mai avea nevoie de rezoluție. Bine, depinde și unde livrezi, pentru că dacă livrezi... Da, devin foarte nișate, foarte specializate camerele peste R6, să zic. Peste R5. Deci, recomanzi niște cursuri anume? Online sau în fine? Sau cărți, da, ceva? Da. Aș prefera să dau niște link-uri în comentarii. Dar repet, pentru ce anume? Că dacă vorbim de portrete, sunt niște cursuri. Dacă vorbim de... Să știi că va trebui să te uiți și la întrebările din YouTube de data asta. O să mă uit după ce terminăm azi, mâine, o să mă uit și o să, mai ales mâine, și o să răspund punctual fiecăruia în parte. De exemplu, recomand nu doar chestii tehnice, cum am discutat astăzi, de cifre, atât de multe cifre, ci și foarte multe de teorie. Cum am urmărit unul al lui Eni Libovitz, unde aproape că nu face, simțeai că nu face poze aproape deloc. Bine, făcea poze, dar punea accent foarte mult pe teorie, pe relația cu cel pozat, pe multe alte lucruri, știi? O întrebare care știu că o să-ți placă de nos foarte tare. Un sistem optim pentru editare, cam ce proprietăți să aibă? Mă refer la capacitatea de procesare. Zine ce are sistemul tău mai scurt. Cred că trebuie să mă uit ce are, că nu mai știu. Știu că atunci când mi l-am făcut să fie... Păi cred că cel mai simplu este dacă dai un properties... Nu, mă duc aici pe... Aici. Să rugăm pe George să ne arate efectiv. Păi, am un i7, 1700K, 3,7, dar nu știu dacă mai este de actualitate. E un i7 din generația 8-a. Așa, 64 de giga, dar nu am nevoie de atâta, nu știu de ce mi-am pus atâta. Și ce să mai zic? Și ce placă video ai? SSD-uri, foarte important, SSD-uri în loc de hard-uri. Placă video, mi-ai zis tu ce am, 1050 Ti, parcă, da. În GeForce. Și un mouse foarte bun. Și o tabletă, trebuie să mă întrebe lumea de tabletă pentru că mai mult cu mâna pe tabletă decât pe mouse. Da. Cum a zis, ce tabletă ai dacă tot... Păi nu știu, trebuie să mă uit, e un Wacom Intuos 4, mi se pare, cumpărat acum mulți ani. Wacom Intuos 4, PTK 640. Cursuri de portrete în studio. Așa da, uite, pe ce este întrebarea? Pe YouTube. Pe YouTube. O să răspund, o să dau niște linkuri acolo. Am voie să pun linkuri, în YouTube. Am câteva pe care le-am cumpărat și eu. Și dacă nu-ți spun neapărat chestii noi, depinde cât de avansat ești, măcar îți confirmă niște lucruri. Foarte, foarte mișto. Costă niște bani, dar am ajuns să prefer să plătesc niște informații de calitate bună decât să iau doar de pe YouTube gratuit. Dana spune, salut, faină, tare ședința de foto cu Daniel și întrebare, de unde Igu, care e povestea? Care Daniel? Daniel, ședința foto cu Daniel, care sculptorul? Ședința foto, păi am făcut la ședința foto cu Daniel de... De unde Igu? Stai, nu Dana Tudoran. Nu. De unde Igu? Varianta scurtă. Scurtă. Și da, așa, pe ocolite, de la iguana, animalul iguana. Am avut o iguană de vreo un... Deci, un metru jumate. Dar n-a fost chiar așa. Iguana, am primit-o pentru că mi se spunea Iguana. Deci pe dos. Dar cam pe acolo este. Cristian Caragea zice, văd că ești tânăr. De când te-ai apucat de fotografie? Dacă vede că sunt tânăr, vreau să aproximeze și vârsta. Că sunt tare curios ce înseamnă tânăr la el. Da. Bine. Uite așa. De când m-am apucat de fotografie... De când am început proiectul București Optimist, adică din acum vreo 9 ani, cred. Bine, înainte... Mai facem o dată cu dat jos... Dat jos masca. Uite cât de tânăr sunt. Ia zi, Dominic, câți ani am? Mulțumesc! Dacă mi-ai spui două de-astea, o să declar o seară încântătoare. Da. Păi stai să vedem ce zic și ceilalți, formă îți spun. Da, nu, l-am făcut la un moment dat, am făcut niște cursuri pe vremea mea, 38 de ani, erau cursuri de fotografie la Școala Populară de Arte, nu știu dacă ați auzit voi de Agarici,
așa îl chema pe profesor, sau îl chemă în continuare. Îl cheamă. Și astea le-am făcut la un moment dat prin 2098, pe acolo. Erai născut atunci. Și cam de atunci, de când am zis, 2012, uite, cred că m-am apucat de fotografie. Întrebare. Câte foto, îți mai dau 32 de ani din public, câte fotografii livrezi clientului după un shooting de portret? Ah, uite, îmi place întrebarea asta. Cine a întrebat asta? Laurian Popescu pe YouTube. Mulțumesc, Laurian. E o întrebare foarte bună. La o ședință foto, ia, din regia tehnică, vă rog frumos să-mi afișați site-ul. Așa. Ia, se vede? A. George? Așa, mersi. Bun. Asta este o ședință foto clasică pentru mine, adică cam tot ce vedeți aici. Să închid asta. Și dintr-o astfel de ședință foto, dau doar 7 poze. Nu mă întreba cum am ajuns la numărul de 7. E cu mai toate mare că fac, și mai mic ca 8. Da. Cu toate că fac câteva sute câteodată, dau doar 7 finale pe care le prelucrez la detaliu foarte, foarte mare, foarte atent. Dar nu dau mai multe 7 decât contracost. Suplimentar, adică. Cost suplimentar, da. Da, păi și astea-s plătite, normal. Bun. Cel care te-a întrebat de curs, vezi că sunt la început de drum, cred că m-ar ajuta orice sfat. Și că îți mulțumește frumos pentru linkurile care urmează să le pui. Da, da, urmează. Chiar am niște linkuri. Mi-am păstrat toate. Stai o secundă că am rămas în urmă complet cu întrebările. Sfaturi pentru folosirea blitzului. Cum evităm arderea fotografiei? Ce setări ar trebui să folosim? E atât de general cumva. Ce blitz? Blitz depus pe aparat sau blitz? Mai bine să întrebe pe prietenul nostru comun YouTube despre chestia asta. Nu știu ce pot să zic așa în răspuns rapid. Ai avut și alte meserii? Întreabă cineva. Da, da, da. Am fost, înainte de a fi fotograf, am fost art director, să spun așa, sau graphic designer, cum ar spune alții. Dar art director îți spune când ești într-o agenție de publicitate. Și de acolo și cumva și faza cu Photoshop-ul, că inițial mi-am permis ca fotograf să greșesc destul de mult când învățam fotografie, pentru că știam să corectez destul de mult în Photoshop. Dar încet, încet am încercat să mă depărtez de Photoshop, dar tot la Photoshop. Uite, Raul te întreabă dacă o să faci workshop-uri. Ca asta? Sau cum? Nu știu, alte workshop-uri. Alte workshop-uri. Păi, uite, o să fac unul total atipic, dar e fotografie de cu avioane, din avioane, de avioane, aviatică. O să anunț zilele astea. Dar așa n-am nimic în plan, doar că, nu știu, cei de la Canon poate vor să facem ceva. Noi o să tot facem. Hint, hint, nu? Ha? Zic hint, nu? Da, da, da. Nu, eu o să mai fac, dar niciodată. Am făcut, cred că, o singură dată în viața mea un workshop făcut de mine, la inițiativa mea. Acum mai mulți ani, dar așa, în rest, fac cu diversi parteneri, că e Canon, că e F64, că sunt alții. Ce cărți recomanzi de fotografie? Să-l întrebi pe Ionuț Macri de cărți. Nu prea am citit multe cărți de fotografie. Am acasă, o să pun tot așa un link la o carte foarte faină, care îmi place mie foarte mult, de street fotografii, dar nu prea am cărți. Răzvan Paraschivu îți mulțumește și spune că ai un portofoliu superb, o adevărată inspirație pentru el. Cu multă plăcere. Stai să vedem ce am reușit să ratez, îmi pare rău, dar întrebările vin cumva grupate în calupuri de întrebări. Eu sunt aici. Dacă Dominic nu s-a plictisit, mai rămâne. Nu, se pare că am ajuns cumva la... La zi? La zi cu întrebările. Așa că te pot lăsa să povestești cu editatul ultimilor fotografii. Mi-a terminat. Am editat tot ce era de editat. Fără să povestești ce ai făcut. Ca tare o să te chinui din nou. Păi, te trecem rapid prin ele. Le dăm 5 steluțe. Ăla chiar că e liniște. Este o muzică de lift. Bun, păi hai să vedem. Le iei before and after la fiecare? Mă, nu prea am ce să... Bine, pot să arăt și asta de before and after. Stai așa. Astea sunt cele pe care le-am selectat finale. Ei văd acolo. Da. Încerc să-mi dau seama care sunt preferatele mele și, venind din background de graphic designer, așa, asta, se vede, dacă arăt cu mouse-ul. Da. Asta. Și cu asta sunt preferatele mele.
Sper să nu se supere Dominic pe mine. Dar poți să ridici puțin muzica, mi se spune în legenda, no, no, cetișor, ca no, să nu intre și în live. Stai că nu știu. Ia, stai. E bine? Uite, acum pot să-mi spun. Poți să dai puțin mai tare chiar. Așa. Mihai Popa spune, am fost la workshop-ul tău din Asmita Gardens. Ăla a fost singurul workshop pe care l-am făcut, sus pe Asmita. Nu, nu Asmita. Nu, scuze, am confundat. Am confundat. Da, am făcut acolo la Asmita 1 sau 2. Da. Uite, ce am întrebat, așa repede a terminat de editat, eu termin de la târziu la niciodată. De obicei stau la o poză de portret, stau între jumătate de oră și poate câteodată mai mult dacă n-am altceva de făcut. Eu, cum mai ziceam și cu altă ocazie, e un soi de terapie să stau așa cu muzică pe fundal și să aproape că nici nu mai gândesc exact la ce fac, merge mâna singură, penul. Cele 7 fotografii care le livrez clientului sunt JPEG sau TIFF? E o întrebare interesantă. Ea vine de la Mircea Maieru. Da. Sunt JPEG-uri și le dau în două mărimi, la rezoluție maximă și la rezoluție mică de net, cum le zic mulți, de 2000 de pixeli latura mare, dar câteodată, foarte rar, mi se cer TIFF-uri aproape niciodată. Aproape niciodată. Hai să ți pun eu o întrebare. Ți-a cerut vreo să livrezi o fotografie la 300 dpi, dar fără să-ți spună și la ce dimensiune? Nu știu câți ori să înțeleagă gluma asta. Din nefericire nu e o glumă. Da. Da, mi s-a cerut, pentru că mulți asociază expresia asta, dă-mi-o la 300 de dpi cu rezoluție mare. Și eu le zic, păi nu, zi-mi câți pixel vrei. Păi nu, că e pentru print. Mi zic, da, dar eu am digital, cât vrei să ți-o, cât vrei de mare să fie. Că ți-o faci tu 300 dpi, că e 72. Un prieten, care cred că o știi și tu dintr-o agenție, care e graphic designer și care nu o să-i spun numele, că nu cred că e foarte mândru de ce a făcut, a livrat odată 2x2 pixel la 300 dpi. Dar era la 300 dpi? 2x2 pixeli? Da. Glumești? Nu. E livrat asta un cub. Înseamnă un cub, da, de 4 da, pixeli. Exact. Era 300 dpi. 4 pixeli. Uite, cineva întreabă, lui Igu îi place să fotografieze sau nu? Să fotografieze? Uh-huh. Îți place ceea ce faci? Îți place să faci poze? Îmi place foarte mult ceea ce fac. Și mai ales, uite, ai văzut probabil că tu mă știi mai de mult. Până acum, uite, eram prin Patagonia, prin Namibia, prin alte părți. De când cu pandemia m-am închis în studio și am descoperit că îmi place cel puțin la fel de mult fotografia de portret. Și îmi place cumva provocarea asta zilnică. Cumva zilnic am emoții. Adică n-am ajuns încă la nivelul în care să zic încă o zi, hai să fac și pozele astea. Și e tot timpul o provocare pentru mine. De-aia mă mențin așa tânăr la 38 de ani. 33, cât au zis? 32? 32. Cum exporți fotografii în așa fel încât se potrivească pe Instagram și Facebook? Nu, am citit la un moment dat că ar trebui să le expoți la nu știu ce dimensiune, cu nu știu ce sharpness, dar în timp am observat că nu prea contează. Le dau undeva la 2500 de pixeli și cam asta e. Folosești color checker? Nu am, dar cred că ar fi bine câteodată pentru anumite situații. Uite cum am tras cu LED-urile alea, cu triunghiul de LED-uri, probabil că ar fi trebuit. Am pus la un moment dat o foaie albă și am făcut white balance un Lightroom pe el. Ce, nu e bun? Nu e ce trebuie? Nu? Profil de culoare pentru așa ceva. Da, o să-mi fac la un moment dat. Dar uite, am făcut-o repede alb-negru. Pe scurt, nu folosește color checker, dar promite că o să încerce. Da, mersi de traducere. Ne apropiem de sfârșitul timpului care îl avem. Trecem totuși prin imaginea asta, că te-am tot întrerupt. Și da, te las trecem, dar hai să vedem dacă e relevant ce facem. E strict o chestie, o alegere personală. Am plecat de la imaginea asta, da? Care oricum este destul de alb-negru, adică e mult alb și mult negru, pielea este deschisă și am dus-o în direcția asta, dar e la jumătate dusă editarea,
Că acum pielea e mult prea deschisă pentru gustul meu, dar nu mai stau acum să înaintez. Da, promiți că vei ajunge cu ea finală și o să o pui ca de obicei pe undeva, nu? Da, 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 după fiecare workshop, la un moment dat, de obicei, a doua, a treia zi, apar și pozele finale. Mai ales, așa, asta, am plecat de la, haide, înainte, asta și am ajuns la asta. Mi-a plăcut foarte mult ideea, asta am și căutat, ideea de siluetă. Foarte mult mi-a plăcut. Grafică. Știi, apropo de rasterul de care vorbeam mai devreme, aici, asta nu era planificată, dar cred că e preferata mea din, de astă seară și am plecat de la asta, am ajuns la asta, în primul rând i-am corectat white balance-ul și l-am adus aici. Aici am clar de lucru mai mult și nu cred că o să o las, adică sigur nu o să o las așa, e mult prea arsă pielea, aici am dat și-o cu lumina mult prea tare. Deci asta o să mă joc un pic cu ea. Aici trebuie la fel să o mai... Ooh, alienize. Da, păi asta mi-aș plăcut. Hai să o dau un pic, uite, o cropuim altfel ca să vadă mai bine efectul. Dar dispare un pic din ce făcea Dominica aici cu mâinile și era foarte mișto. Cam așa. Vezi? Oh, îmi place până și lumina, reflexia în unghie. Da, 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 m-am chinuit un pic să o adaug acolo. Da, văd că am meritat. Exact, exact. Da. Am chinuit-o un pic pe Dominic cu lumea asta, dar cred că e și mișto. Și așa folosești loop deck? Ai folosit loop deck? E tastatura aia. Da, m-au întrebat mai mulți. Nu, n-am folosit. Îi înțeleg rostul, dar dacă ești, cred eu, începător. Adică nu, începător, scuze. Dacă începi prelucrarea... Cred că o să-ți pun la un moment dat o cameră de sus, un top shot, ca să vadă cum îți merg mâinile pe tastatură. Păi da, asta e faza, că degetele mele deja după atâția zeci de ani de Photoshop au o memorie proprie și la un moment dat m-a întrebat cineva, dar cum ai făcut nu știu ce? Și n-am știut să-i zic. A trebuit să las degetele să meargă și să zic, a, uite, am apăsat pe în ordinea asta, pe nu știu ce. Ca la jocuri, cred că, când ea se joacă, nu cred că ei nu știu exact pe ce apasă. Da, știu loop deck, nu l-am folosit, dar nici nu cred că l-aș folosi. Dacă m-aș apuca acum, poate că m-aș obișnui de la început cu el. Ce obiectiv recomand pentru portret în afară de 50 de mm? Ce plusuri aduc aceste obiective față de 50 de mm? E foarte bun 50, de asta l-am și cumpărat. 85 mi se pare că deformează fața mai puțin. M-aș duce chiar și, nu știu, 135, n-am folosit cred că niciodată, dar... ar fi o variantă. Nu, 85. 85 l-aș lua înainte de orice în calcul pentru portret. 85. Ia mai zi. Dorin spune să-i dai și lui degetele tale pentru câteva zile. Acum îți merg pe tastatură. Hai, mă gândeam să fac un workshop de retouch, de Photoshop pentru portret. Dar încă n-am găsit soluția optimă pentru treaba asta. Că ar fi multe de spus și într-adevăr sunt multe chestii care, cine se uită la genul ăsta de workshop ce facem acum, vede că se schimbă chestii pe ecran, dar nu se vede exact pe ce am prelucrezi pus. Singur toate pozele? Da. Da, dar cu precizarea că sunt în căutare de un retoucher pentru că nu o să mai fac față, nu mai fac față de mult. E clar că vreau să dau, cum să zic, o tentă personală la tot ce fac, dar am nevoie de un retoucher foarte bun, care să-mi înțeleagă stilul cumva. Bine, am spune că vrea să facem cu un obiectiv mai wide. L-am întrebat dacă este nevoie să facem cu unul mai wide decât 15-35 cu care am făcut. Adică... Nu știu, pentru... Ăla e 15-35, tot timpul, nu vine să cred. Eu aveam fișai 15 mm. Da, da. E tras și cu 11-24, care este rectiliniu. Da, 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 da. Cred că sper să apară și RF la un moment dat. Nu știu de ce sper, pentru că nu cred că l-aș cumpăra, că o să fie și la ochi. Uite, o întrebare la care mereu ajungem și mă bucură că o avem. Ai folosit vechile obiective FPR5? Ai simțit dezavantaje la focus și tentă de culoare? Încep cu ultima parte a întrebării. N-am simțit absolut nicio diferență, ba mai mult de atât. Uite, ultima poză e făcută cu ăsta, cu 24-70, cu adaptor. Așa l-am folosit. Varianta 2, cât? Nu are foarte mulți ani. Tu știi mai bine, probabil are vreo 7 ani de când a ieșit, sau cum? 6? 5D Mark
Nu, mă. 3, cred că a ieșit. Era 5 de martie, 3, că nu mă țin exact. Faci... Încerc să-mi dau seama. Am înțeles. Ba nu, când am cumpărat 5 de mark, 3-ul încă exista 24, 70. Nu, sincer, nu mai țin minte. Ăsta, 70-200-28, îl folosesc cu adaptorul. Fie vorba între noi, lentilele astea noi, obiectivele astea noi sunt destul de scumpuțe. Într-adevăr, oferă calitate foarte bună, dar nu mi-am permis să fac trecerea instant, să renunț la EF-uri, să iau RF-uri, dar o fac treptat. Am luat 50, mai întâi, pe urmă, încet, poate 15-35 și vând 16-35 EF. O fac treptat. Este, cred că, cea mai mare diferență, sincer, între optici. Că la wide, diferența este imensă între 15-35 și 16-35. La calitate? Da, eu am tras cu el un singur eveniment, am apucat să trag un concert la Cluj și diferența între 15-35 și 16-35 era wow, de necrezut. Ce drept, 16-35 care trag eu de obicei este versiunea 2, dar care totuși e mai veche, dar oricum. Faci contract cu clienții la fiecare shooting? Nu știu ce să reformez înainte de fiecare shooting. Da, ce întrebare asta? Depinde. Da. Răspunsul e da. Cum găsesc un job în editing? Bună întrebare. Păi stai. Mai, cum eu zicem că da, am uite, nevoie de un retoucher. Poți să-l contactezi pe Igu și să-mi principiu... Da, să-mi trimită un, nu știu, un portofoliu. contact@igu.ro sau igu@igu.ro. Da, igu@igu.ro, da, e ok așa. igu@igu.ro și uite, ai ofertă. Uh-huh. Scuze-mă, am mai ratat din ele. Vreau să nu sunt aparatul entry level. Ce părere ai? A trebuit să aleg un 6 de Mark 1 sau ar fi o idee mai bună să trec la un mirrorless? Eu tot timpul am zis că recomand RP-ul ca bază și de acolo să construiască, dacă vrea să meargă în direcția asta de foto, adică de să investească în fotografie. Mai avem timp de 2-3 întrebări, hai să vedem. Ultima care o mai avem acum este, ai folosit obiective zoom pentru portret, gen 70-200 sau 100-400? 70-200 am folosit extrem de des, mai ales acum mulți ani. Ți-am zis pe la evenimente, 100-400 n-am folosit, dar am folosit altceva, am folosit 300 cu ce, cu 2? Cu 2.8 și 200 cu 2. Și 200 cu 2 am folosit, le-am avut pe mână de câteva ori și era să le cumpăr la un moment dat, dar mai bine că nu. Cum nu mai avem întrebări și am trecut și prin cele 6 fotografii care le-ai făcut. Pe care? Pe care, corect. Dar te-ai jucat cu 200 cu 2, te întreabă Mircea? Da. Da. 6 de Mark 2 nu este bun pentru portrete, te întreabă cineva? Cât? Care? 6 de Mark 2. Toate sunt bune, adică nu știu ce aparat nu e bun pentru portret. Consider că pot să fac portrete cu absolut orice aparat. Bine, nu doar eu, zic în general. Asta, obiectivul, da, e mai important în cazul portretelor. Păi am reușit să ajungem la timp cu... La timp. La timp cu timpul. Am reușit să ajungem la capătul întrebărilor. A, uite, ultima întrebare, promit. Câte obiective ai în momentul de față? Mai știi? Nu ai să da, dacă te iau pe repede? Nu știu, pot să aproximez, dar stai să zic. 1, 2, 3, 4... 4 sau 5. Dar... Sunt într-o mică tranziție. Tocmai am vândut 35 cu 1.4. Să văd ce cumpăr. 35 cu 1.8 RF. 1.4. 35 cu 1.8 RF. Da, posibil. Excelent. IS, STM, macro. Posibil, foarte posibil. Da. Și e mic și ușor. Și ușor. Da. Ok, păi am ajuns yes. La sfârșitul timpului. Am stat o oră 55 de minute. Adică mai mult decât trebuia? Nu. Adică exact cât trebuia. Devine din ce în ce mai bun la... Hai să le zic și câți ani am? Hai zile și câți ani. Hai în workshop următor. 41. Am fost da? Bun. Acestea fiind spuse, vreau să-ți mulțumesc că ne-ai primit în studio. Cu mare plăcere vreau oricând. Vreau să-i mulțumesc și Dominica a fost alături de noi. Mulțumesc și eu. Vreau să le mulțumesc mai ales celor... Cât
câteva sute de oameni care au trecut prin acest workshop și care au fost alături de noi și ne-au ascultat. Și cei care ne vor urmări varianta înregistrată, probabil, nu? Bineînțeles. Să-i salutăm și pe ei de pe acum. Ei nu știu că îi salutăm, dar o să vadă. Din nou, vă mulțumesc vouă tuturor. Și mâine... și mâine o să vă vedeți tot aici pe Dana Tudoran, tot aici fizic în acest studio, unde va face un workshop... Cum să-i zicem? Un workshop, să-i spunem. Să fie surpriză. Dar în care o să te vedem și cu Dominic. Și Dominic din nou. Dacă vă era dor de Dominic. Foarte bine. Veniți alături de mine. am văzut că e de ăsta... Nu. Așa. Veniți alături de noi. Exact, veniți alături de noi. Pe F64.ro. Acestea fiind spuse, din nou vă mulțumesc că ați fost alături de noi, mulțumesc lui Igu că ne-a primit, mulțumesc Duminica a avut timp și răbdare să stea 2 ore alături de noi și cu voi ne vedem mâine, dacă aveți plăcere să veniți alături de noi, cu Dominic tot mâine, F8 și cu tine ne vedem mâine că stai la tine acasă. Ok. O să fiu șapte. Vă așteptăm aici, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă spunem noapte bună sau seară plăcută. Seară faină. Pe curând, pa, pa.